Pacea Domnului Iisus Hristos și Domnul să vă binecuvânteze. Praise the Lord and may the Lord bless you all. We bless His mighty name because He's the most wonderful Father for all of us. Laudăm și binecuvântăm pe Domnul că El este cel mai minunat Tată pentru noi, pentru fiecare în parte. Suntem, ca de obicei, din pastorul Raj din India, avem de data aceasta pe fratele Dumitru Timoci sau pastorul Dumitru Timoci din România, Domnul să-l binecuvânteze, fratele Cristian, Alexandru, sora Laura, sora Ica, fratele Eugen, Domnul să-i binecuvânteze. So, as usual, Pastor Raj is here with us and we have Pastor Dumitru Timoci from Romania, and as usual, Christian and Alexandru, and her sister Laura, and Ica, and Brother Eugene, and God bless us all. Amen. So for the beginning, Pastor Raj, if you want to say a few words, we're late a little bit, but Domnule, fratele Raj, va ști câteva cuvinte și suntem mai târziu, dar este bine, slavă Domnului. Praise the Lord. God is good all the time. Slavi să fie Domnul și Domnul este bun totdeauna. And we worship His almighty name. Și ne închinăm înaintea numelui Lui Atotputernic. And we welcome to again for this Saturday our fellowship, and we have the man of God here today. He shared the word of God with us tonight. Și vă spunem bun venit la părtășie în seara aceasta, în ziua de astăzi, și l-avem pe omul lui Dumnezeu, așa cum s-a exprimat fratele Dumitru cu noi, care va vorbi din cuvântul Domnului. And very humbly we are welcome to in our group in this fellowship today. Și cu toată smerenia, zic, bun venit la părtășie noi astăzi. And we praise and glorify His name. Și laudăm și glorificăm numele Lui. Amin. And when you all are to watching at the different part of the world, you continually share this live video to other groups and other places, because everyone, they need to listen the word of God and God change their lives. Amen. Și toți cei care sunteți cu noi, vă rugăm mai distribuiți în alte grupuri, la alte persoane, pentru că toți au nevoie și avem nevoie să ascultăm cuvântul Domnului. And today we have a time to share the word of God, testimonies or songs and the poem, and we praise to Almighty. Și timpul acesta îl avem la dispoziție pentru a lăuda pe Domnul, fie cântări, poezii, mărturii, cuvântul Domnului. Just we need to surrender ourselves and try to don't share your personal information to unknown peoples. Dar un pic anunțuri, ca de obicei, să nu vă dați datele personale oamenilor care nu-i cunoașteți, chiar dacă vor fi persoane care va căuta să ne impersoneze sau pe mine, pe fratele Raj, ori să zică că ne cunoaște și cu scopul să beneficieze de copilul Dumnezeu, nu vă încredeți în oameni. And don't trust in fake accounts or fake news if you receive it. Să nu vă credeți dacă vedeți ceva, un cont fals sau ceva spune, oh, am ajuns pe undeva și am nevoie de ceva bani, sau nu vă încredeți. Let's surrender ourselves one more time and we start this worship. Și ne încredințăm lucrarea aceasta în mâinile Domnului și vom începe. Father, we lift up your name and we give glory and honor to you. Tată, înălțăm numele Tău, Doamne, și îți dăm toată gloria și onoarea Ție. And when we are ready to start this fellowship, you help us, you give us, enlighten you through your anointing, through your power of Holy Spirit to guide us. Da, Doamne, și chiar de la început, în această părtășie, Te rog, o, Doamne, să ne ghidezi, să ne luminezi, o, Doamne, și să ne călăuzești, o, Doamne. Lord, we are nothing. Da, Doamne, noi suntem nimic. Through this fellowship, we are to glorify You, Lord. Și prin această părtășie, Doamne, noi vrem să glorificăm numele Tău, Tată. In Jesus' mighty name we prayed. Și numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amen. Amin. Amin. And now I tell to Sister Olte, she leads this program continually. Și ca de obicei mă lasă pe mine, pentru că mi-este mai ușor mie să pronunț numele românești. Mie nu-mi place lucrul ăsta, mi-ar place el să-l conducă, dar cred că cei care sunteți cu noi de mult deja ne-am obișnuit. Slăviți să fie Domnul! Deci vom lăuda pe Domnul prin vreo două cântări și atunci probabil un mesaj foarte scurt va avea fratele Raj, pentru că în India este târziu, fratele va pleca și fratele Dumitru va fi cu noi în slujire și până la urmă și rugăciunea de bolnav și Domnul să-l binecuvânteze. Să vom lăuda pe Domnul prin trei cântări.
prin fratele Eugen, sora Ica și sora Laura, și apoi fratele Raj. So we praise the Lord through brother Eugene, Ica and Laura, and then Pastor Raj, whatever God puts in your heart, and then brother Dimitri will be towards the end, I mean till the end, for the word of God and prayer. Okay. Fratele Eugen. Slăviți să fie Domnul! Praise the Lord! Am să laud pe Domnul cu cântarea Tu nu pleci niciodată de la mine. Hallelujah! For the message of the song, you'll never abandon me, never leave me. Hallelujah! Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel dintâi la cel din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel dintâi la cel din urmă pas. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străbat cu tine munții înalți și lungi. Eu n-am să văd nici moartea niciodată, cu tine alături am să fiu pe veci. Eu n-am să văd nici moartea niciodată, cu tine alături am să fiu pe veci. Cu tine înstrăbat în zori cărarea, cu tine eu veghez în ceas târziu. Când tu mă mustri simt adânc mustrarea, și când te bucuri totdeauna știu. Când tu mă mustri simt adânc mustrarea, și când te bucuri totdeauna știi. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, și ești mereu la mii cu mine în orice stea. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Au fost odată râuri de păcate, dar sângele salvării a scris nu. Oricâte au fost, eu le-am uitat pe toate. Și bine știu că le-ai uitat și tu.
Oricâte au fost eu, le-am uitat pe toate. Și bine știu că le-ai uitat și tu. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufă. Când valuri vin și vântul grele bat, plutesc pe ape ca un fir de nufă, pe care tu-l păstrezi mereu curat. Plutesc pe ape ca un fir de nufă, pe care tu-l păstrezi mereu curat. Îți mulțumesc că ești cu mine în lume, îți mulțumesc că m-ai iubit mereu, îți mulțumesc că tu mi-ai dat un nume, că în tine sunt și tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că tu mi-a dat un nume, de copilaș iubit de Dumnezeu. Amin. Slava Domnului Iisus. We thank you, Jesus, that you gave us a name of a child of God. Amen. Okay. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Cu tot Domnului vreau să laud pe Domnul cu o cântare, tot din vânturi fați soli. Aleluia. Din vânturi fațole, tu ai înălțat munții, Doamne, lăudat să fii. Faci din flăcări slujitor, tu aduci ploaie, tu aduci nor, Doamne, ești bun creator. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, nu-i crezi. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, nu-i las. Ce mare e, ce mare e, o Domnul meu, Domnul meu, o Domnul meu. Tu ai tras linia zorilor, ai pus hotare mărilor, tu ești Domnul domnilor. Chem pe nume stelele, tu ai creat soarele, mari sunt lucrările. Ce mare e, ce mare e, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, nu-i las. Ce mare e, ce mare e, o Domnul meu, Domnul meu, o Domnul meu. Toate câte mi-ai creat, îți dau slavă neîncetat, Doamne, fii
și dealuri și câmpii, păsărele mii și mii, toate îți spun slăvit să fii. Ce mare e, ce mare e, și nimeni nu ca tine, Doamne, nu ce mare e, ce mare e, o Domnul meu, Domnul meu, o Domnul meu. Peste dealuri tu, Doamne, din vecii aceiași ești, Tată al slăvilor cerești. Tu din glorii locuiești, doar tu, Doamne, poruncești, sfânt, sfânt, sfânt și veșnic ești. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu ca tine, Doamne, nu ne ești. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, Domnul meu, o Domnul meu. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu ca tine, Doamne, nu ne ești. Ce mare e, ce mare e, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Domnul să fie binecuvântat și să vă binecuvânteze. Amen, amen. How great you are. There is none like you in the universe. So for those that do not understand Romanian, please watch right there. The moment anyone starts singing the song or a poem, I try to put the Google translation. Why I mention Google translation? Because not all things are translated correctly, but at least you have an idea what it's all about. Și am specificat pentru cei care nu cunosc limba română, imediat să se uite că pun traducerea de pe Google și am menționat de ce de pe Google, că nu totdeauna este corectă, dar nu am timp să stau să le corectez, dar măcar un pic tot ceva înțeleg decât nimica. Slavă Domnului! Ok, sora Laura, sister Laura, de îndrășurare. Smerit la poala crucii tale, eu vin și astăzi ca să-ți cer iertare, căci pe a mea cale eu am greșit, iertare-ți cer. Părinte drept, călăuzire, mi-ai dat pe cale către cer, să dau dovadă de iubire, că n-am iubit, iertare-ți cer. Mi-ai dat unelte pentru mine, dar stau uitate într-un ungher, și câtă muncă-i într-o vie, că n-am lucrat, iertare-ți cer. Părinte drept, călăuzire, mi-ai dat pe cale către cer, să dau dovadă de iubire, că n-am iubit, iertare-ți cer. Iar astăzi vreau din nou, Iisuse, să lupt, să plâng, să cânt, să sper. Puterile-mi sunt neajunse, de aceea putere-ți cer. Părinte drept, călăuzire, mi-ai dat pe cale către cer, să dau dovadă de iubire, că n-am iubit, iertare.
mers cer. Amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Amen. Ne pregătim inimile, vedem cât de scurt, cum Domnul va binecuvânta pe fratele nostru, știu că este târziu în India, Domnul să-l binecuvânteze, să-l întărească. So we prepare our hearts, Pastoraj, whatever the Holy Spirit has to give us. We know it's late in India, I know you're tired, but we're here and we allow the Holy Spirit to work. Amen. Thank you so much for our Almighty God and Jesus Christ to give opportunity to share the one more time to us in the Word of God. Și mulțumim Domnului Tatălui și Domnului Iisus Hristos pentru că ne-a mai dat încă o dată oportunitate să vorbim de cuvântul lui. When God created for heaven and earth. Sau Dumnezeu care a creat cerul și pământul. And he is our awesome God. El este un Dumnezeu minunat. And Bible says the God done for his work in sixth day. Și Biblia spune că Dumnezeu și-a terminat lucrarea lui în șase zile. And he gave blessing in the next day. Și binecuvântarea în următoarea zi. And according to this way we have today the sixth day. Și la noi deci este a șase zi, cum zice din săptămână. But in the days that God he speak and then after that everything is done. Și ziua în care Dumnezeu a rostit și cu gura lui toate lucrurile au fost făcute. God speak by faith and after that he work on. Și vedem Dumnezeu cuvintele prin credință rostite de Dumnezeu și lucrurile au luat ființă. And today I have the topic faith without work is dead. Și subiectul fratele de astăzi este credința fără fapt este moartă. Sometimes we're talking with the faith, you need a faith, you have a less faith, you don't have faith, that's why you're not receiving your blessing, you're not receiving your miracles, that's why you're not changed at your home. Și de multe ori noi vorbim, o, ai mică credință, o, nu ai credință, ori că ai credință mare, o, nu ai credință și de aceea nu primești binecuvântare, de aia lucrurile nu se schimbă nimic în casa ta, în familia ta. But sometimes we are not giving focus. Dar de multe ori nu ne concentrăm atenția. Because faith without work is dead. Căci credința fără fapte este moartă. And this is the look like that in front of your eyes. You have the beautiful food, tasty food. Someone say, okay, very tasty. But you are not eat the food. And without you eat the food, you did not know. Is it spicy or not spicy? Ca și cum ar fi, ca și cum cineva ți-ar pune o farfurie de mâncare și zice, arată, mâncarea aceasta este foarte bună. Dar dacă tu nu gusti din ea, nu știi ce gust are, dacă este pipărată, ce gust are. And the book of James, we are see here. I'm not preaching a long message, just a few words I'm talking to you. And we have the guest today. Yeah, sau la cartea lui Iacov, deci nu va vorbi mult, foarte scurt, că avem musafir ziua de astăzi cu noi. Musafir. You know, the musafir is word in Hindi. Really? For guest? Yeah. Yeah? Musafir yeah. Zice și în limba hindusă. De-aia o copie, yeah. Tot pentru musafir. Yeah, they are or she or he or they are the musafir means they are traveler. Deci călător. Deci la noi musafir înseamnă, deci veniți... guests. A guest means musafir in Romanian. Slavă Domnului. Okay, now we see the book of James, chapter 2. Iacov, capitolul 2. And verse 18. Și versetul 18. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. But someone will say, you have faith. And I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Okay, now 19 and 20 also, you can read. Și de asemenea 19 și 20. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, căci credința fără fapte este zadarnică? You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble.
But do you want to know, oh foolish man, that faith without works is dead? Now you see here the very clearly the Bible, he teach us, he give the message tonight. Și vedem cât de frumos și de clar ne învață Biblia în mesajul din seara aceasta sau ziua de astăzi. Chapter 2 and verse 18, the B part, he says, show me your faith without the work. Și în prima parte, versetul 18, spune, arată-mi credința, sau tu ai credință, și arată-mi credința ta fără fapt. And I will show you my faith by my works. Și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. You believe there is one God? Tu crezi că Dumnezeu este unul? You do well. Bine faci. The demons also believe. Dar și dracii cred și ei. You listen to me what I'm saying? Deci ascultăm ce ne zice. Okay, I repeat again. Și va repeta din nou. You believe there is one God, you do well. Tu crezi că Dumnezeu este unul sau este un singur Dumnezeu și bine faci. The demon also believe. Dar și dracii cred. And stumble. Și se înfioară sau tremură. Now you see what is the difference for demons and believers. So acum să vedem care este diferența între demoni sau draci și credincioși. You know, this is very, I don't have the words said. You know, this is very different kind of things. The two different dimensions. One with physical, one is the spiritual, but they both are to believe they have a God. Deci vedem, deci două entități, cum ar veni, unul fizic și unul spiritual, amândouă cred că există un Dumnezeu. But how, what? I believe and they are also believe. But we need to show our work. Cum? Deci noi credem și dracii cred. Dar noi trebuie să ne arătăm lucrarea. The demon, they believe and they shake. Deci demonii cred, și dracii cred și se înfioară, deci înaintea lui Dumnezeu. We are believe but we are not shake. Și noi credem și nu ne înfiorăm, wow, înaintea lui Dumnezeu. We are believe, we smoke. We believe? We are believe in Jesus Christ, he is God, but we are smoke, drink alcohol. Mm-hmm. Și noi, ca oameni, unii cred că Iisus Hristos, Dumnezeu este Dumnezeu, Iisus Hristos este de asemenea, crede în Iisus Hristos, dar beau, fumează. But are you willing to recognize? Okay. Vrei dar să înțelegi? Recognize, ok. Vrei dar să înțelegi? Follow. Mm-hmm. Om nesocotit. That faith without work is unless. Yeah, useless, yeah. Căci credința fără fapte este zadarnică. And have the comma. The question mark, sorry, there. Yeah, se pune întrebare. Now the weather changed everywhere in the world. Yeah, și vremea s-a schimbat acum aproape peste tot în lume. And I'm using for this is a very, you know, I don't have a Judah jacket and the brother Christian say me, Pastor, I'll go and warm. How? He need to give me the jacket. Yeah, de exemplu, like, ca un exemplu, vremea s-a schimbat și ar fi un exemplu, deci cineva doar în cămașă și cineva îi zice, fratele Cristian, du-te și te încălzește. Pe cum? And he say, you believe to God and you warm. Yeah, zice, ok, încălzește-te, cum spune cuvântul, cum să te încălzești? Because the Holy Spirit is a fire. Yeah, deci cum să putem să spunem du-te și te încălzește dacă în afară, dacă l-ajutăm. This is the truth. This is the truth. But they are not give me warm. Yeah, so este un adevăr, zice, că Dumnezeu este foc. Da, da, zice, da, Domnul, nu încălzește fizic. He need to give me a jacket and after that he give me a jacket and I close the jacket and put inside in the bag. It's not helpful for me. I need to used. Yeah. Deci dacă fratele Cristian ne-a dat o jachetă, deci aceasta înseamnă faptă, și ești fratele lași la fel, dacă o ia doar și o ține în sacoșă, nu-i va folosi la nimica, trebuie să o ia și să o îmbrace. You have a faith, but it's not work for you because you are not used as work your faith.
Și tu, dacă ai credință, credința ta nu lucrează dacă nu este soțită de fapte. You see that a man is justified by work and not by faith alone. Și în versetul 24, vedeți dacă omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Okay, you can read in English. Yeah, you see then that a man is justified by works and not by faith only. You already read. Now he's saying only. That's what I have in my translation. Yeah, in traducerea mea. You see that a man is justified by work and not by faith alone. Și în traducerea lui, deci același lucru, only sau alone, același lucru. Vedeți că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. You're not just alone with faith. You need to allow your faith to action. Deci nu ne bazăm doar pe credință, ci credința trebuie să fie soțită și de o acțiune. When the people they come to Christ, they believe, but they action through confession. Și oamenii când se întorc la Hristos, ei cred, dar ce se petrece? Deci când intră în acțiune, când încep să mărturisească cu gura lor. You believe Jesus Christ, he died on the cross. Good. But you confess your mouth? Deci și tu poate crezi că Iisus Hristos a murit la cruce, este bine, dar ai mărturisit cu gura ta? You know, the whole the world, they knew very well that Jesus is dying on the cross, but they not confess their mouth. Întreaga lume știe că Iisus Hristos a murit la cruce, dar nu mărturisesc cu gura lor. Nu mărturisesc ca Domn. That means they believe, but they not take action. Ceea ce înseamnă că ei cred, dar nu și acționează. When they through the action, then they accept Jesus as a personal savior. Și atunci când ei acționează și mărturisesc cu gura, atunci îl acceptă ca salvator personal. And 1992, before 1992, I know he is a die on the cross. But when I confess my mouth and take action, and I receive the baptism, I receive the gift of Holy Spirit, and I start to church, and now I'm in ministry. Ia, și fratele Raj, auzise de Iisus Hristos că a murit la cruce, dar în 1992 a început să acționeze, l-a mărturisit ca Domn și Mântuitor în viața lui, s-a botezat, apoi a primit Duhul Sfânt, darul lui Duhului Sfânt și până în ziua de astăzi, deci lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu. You have a faith, but you need to allow your faith to come in action. Și tu, dacă ai credință, trebuie să începi să și acționezi. And without Jesus loves us, but he showed the action on the cross. Și Iisus Hristos ne-a iubit, dar a și acționat și a arătat dragostea lui la cruce. He speak to us, you come with me in heaven. He not just speak the word, but he entered first. And then we say, oh, he went here there and I'm also go there. Și Domnul Iisus Hristos a zis, voi veți fi cu mine în cerul. Deci nu numai rosti cuvinte, dar s-a și dus să ne pregătească loc și ne așteaptă. And where he is, and now we need to ready, prepare, and we go there. Și acolo unde este el și noi trebuie să ne pregătim, să fim gata ca să ajungem și noi acolo cu el. In the book of Revelation, chapter 19 and verse 8. Apocalipsa 19 cu 8, 19:8, okay? Yes. Și i s-a dat să se îmbrace cu insuțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Excuse me. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Praise the Lord. Slavit să fie Domnul. That means you did something different on earth, faith and work, and he show in heaven. Vedem ceva diferit care am făcut pe pământ, credința, și acum vedem faptele care le-am făcut pe pământ și acele se vor vedea în ceruri. If you not do anything else, just a faith, and I have a faith, I have a faith, I have a faith, faith is not helpful for you. Și dacă nu facem nimic altceva și doar spunem, oh, eu am credință, nu te va ajuta la nimic. We have a lot of example inside in the Bible, and Jesus Christ, he slept in the boat. And when the winds come and the waters and many things they happen, they continue. Jesus Christ is angry with them and says, "You don't have a faith."
mean, you need, they believe that Jesus with us, but they not use the faith against. That means they not have an action to speak to the wind and the water. Și vedem exemplu din Biblie când Domnul Iisus Hristos era pe mare și zice că a dormit în barcă și s-au stârnit vânturile și furtuna acolo și l-a sculat pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos s-a supărat și i-a certat. Zice, deci de ce nu ați avut credință? Sau ca să, ce să facă? Deci credința, deci știau că Iisus este cu ei în barcă, dar ei trebuiau să rostească, să se potolească furtuna. Domnul s-a supărat pe ei. You have a faith and you have put the ear in your ear with the cross and some is in the neck. Oh, poate zici ai credință și îți vei pune o cruciuliță ca și un cercel sau une la gât o cruce. This is not helpful for you. Nu te va ajuta. You have the Bible, but you have it inside the box is not helpful for you. Și dacă ai Biblie și o ții undeva într-o cutie, într-un sertar, nu te va ajuta. You need to open your Bible and start to read the scriptures. Tu trebuie să deschizi Biblia și să începi să citești. And then he changed your life. Și atunci se va schimba viața. Allow your faith with action and you see his power. Dă voie credinței tale ca să fii însoțită cu acțiune și atunci vei vedea puterea lui. You know the one of the woman, she is continuing to bleeding and she believed. She have a faith, but she go through for the action, she touched the cloth of Christ. Hallelujah. Avem pe această femeie cu scurgere de sânge care i-au crezut, dar credința deci o însoțit-o de înfăptuire, s-o dus acolo să se atingă de poala hainei lui Iisus Hristos și așa a fost vindecată. And I have another example. Și un alt exemplu. You know, Peter, he knows to Jesus Christ, the miracles, and he distributed the food to so many people. Și Petru l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, căci a făcut atâtea minuni și a mulțit pâinele. And Jesus, the Peter, he believed that Jesus Christ is rise up on third day. Și a crezut că Domnul Iisus Hristos a înviat a treia zi. And Jesus said to him, you three times you denied to me. Dar vedem că Domnul Iisus Hristos înainte i-a zis de trei ori, deci va cânta cocoșul de trei and ori. He have a faith, he have a belief, he said, no, I'm not do these things. But he used his mouth with action. Deci vedem, deci el zicea, zice, nu voi face lucrul acesta, nu voi face. Dar vedem că s-a întâmplat. Now one more thing I will try to more briefly. Și încă un lucru va căuta să zică. Someone, a doctor said to you, you are sick. Mm-hmm. You believe and you start to confess through your mouth. Someone come and meet with you and what's going on? What doctor said to you? Doctor said to you, have the XYZ. And say, yes, I have the XYZ. Și, de exemplu, te duci la doctor și doctorul spune că ești bolnav. Să faci un X-ray sau o rază acolo și zice că ești bolnav. Și vine cineva și te întreabă. Ce faci? Păi uite, sunt bolnav, am fost la doctor și așa și uite, se vede pe la rază. How many times they confess? Și de câte ori vei mărturisi lucrurile acestea cu gura ta? They have a faith, but they confess the wrong word to their mouth, means they have it in action. Yeah. Și deci avem credință, deci ca și copiii lui Dumnezeu, avem credință în Dumnezeu, dar ce mărturisim? Mărturisim, deci în acțiune că suntem bolnavi. Their faith start to work. Dar credința trebuie să lucreze. Then doctor, they put something in the nose and they put inside the ICU and the person is admitted in the hospital. Și atunci omul se duce la spital și ajunge să îi pună, știu eu, furtunurile în nas sau la terapie intensivă și ajunge și moare. And we need to believe that Jesus Christ is to die on the cross and before he died on the cross, 53. Times he is beaten for us. And da. Through his beaten, I am healed. We need to confess to that word because I have a faith, but through the action and we are receiving our healings. Hallelujah. Dar ce trebuie să mărturisim noi ca și copiii lui Dumnezeu? Că Iisus Hristos a murit și a fost bătut pentru noi și prin rănile lui suntem tămăduiți. Acestea sunt lucrurile care trebuie să le mărturisim și prin credință primim vindecarea. And I have a lot of things to talk to you, but I have the guest today. I'm not talking much. Și multe ar mai fi de spus, avem musafir invitat în ziua de astăzi și nu va mai continua.
And then the next time, when in the Wednesday, I have the full time to preach the gospel. And that time again, I try to remember and I preach for my message. Și data viitoare, când intră, dar fratele va continua subiectul miercuri, Doamne să-l binecuvânteze. And thank you so much. You are listening to me and you remember for speaker. This is not a finished message. This is just a start and just a taste. Și mulțumește că am ascultat până aici și mesajul ăsta nu este terminat, este numai un pic, v-a început, ne l-a dat să-l gustăm un pic, atât. And thank you so much. You have a patiently to listen to me, but now we have the pastor here and he shared with us. And pastor, we are welcome to, if you have a plan to make a plan to India, welcome to in India in my house. Și mulțumim fratelui sau pastorului Dumitru Timoci că a acceptat invitația și fratele Raj a făcut invitație oficială, publică, dacă Domnul îi pune pe inimă să meargă să viziteze India, ești binevenit și bine primit în casa lui. If you want to come alone, we welcome family, we welcome the guest, we welcome. Vrei să vii singur, ești bun venit. Vrei să vii cu familie, ești bun venit. Vrei să aduci alți frați, lucrători, musafiri, bun venit. And one day I believe it, one day I'm successful for my invitation. Și zice, într-o zi, cred că invitația mea va ajunge cu succes și cineva va răspunde invitației. Thank you, Pastor Raj. God bless you. I know it's late. If you want to leave, we allow tomorrow you. We have a Sunday. Da. Știm că este târziu pentru fratele și jur de 11 noapte este la ei și să-l lăsăm să meargă la culcare, că deci nu numai asta, dar sunt oameni care dorm acolo pe jos, pe sofă, pe încoace, în biserică și să le lasă să se culce și Doamne să-l binecuvânteze. If you want to say the last words and we allow you to go. Read your Bible, meditate the Word of God, implement the Word of God and remember all of us in your personal prayer. This is very important for us. And every single soul is very important for us and Amen. Always to remember continually. And I have a big family in Romania Amen. And the different part of the world also. Thank you so much. God bless you. Okay, și vă spun și ultimele cuvinte, deci se va retrage, va rămâne cu noi în ascultare, dar trebuie să se retragă. Și ultimele cuvinte care ne cunoașteți, deja știți, citim scripturile, medităm asupra lor, le trăim, le împlinim, că dacă nu are niciun rost, continuăm să ne rugăm pentru fratele Raj, pentru familia lui, pentru lucrarea acolo locală, nevoile lucrării locale acolo în India și pentru lucrarea care se face pe internet și mulțumește celor care vă rugați și motoul lucrării acesteia, orice suflet are preț înaintea ochilor lui Dumnezeu și a noștri. God bless you, Pastor Raj, you have a good night and we'll see you Monday with God's grace. Ok, Doamne să-l binecuvânteze și ne vom întâlni, prima întâlnire care vom avea va fi luni. Ok, slavă Domnului Iisus Hristos și bun venit și sorii Gianina, Doamne să-l binecuvânteze, deci am avut doar o introducere, doar aperitivul de acum începe și fratele Timoce va fi cu noi până la sfârșit, Doamne să-l binecuvânteze și Doamne să-l călăuzească, dar mai întâi câteva puncte cântări și apoi vom asculta cuvântul Domnului. Amin. Îmi cer iertare pentru voce. Sora Gianina, cu ajutorul Domnului, va cânta o cântare spre slava Domnului. Și un pic să mă orientez și atunci o să mă anunț. So, Sister Gianina will sing a song for the grace of God. Pacea Domnului. Pace. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să intru și voi dori să-L aud pe Dumnezeu cu o cântare. Se aude? Da. So she's happy that God strengthened her to be able to come. She wants to praise the Lord with the song. Melodia se numește Există Dumnezeu cu adevărat. Amen. So there is truly God. That's the message of the song. Nu suntem un vis și o întâmplare. Un lut de sine însuși frământat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu,
Există Dumnezeu cu adevărat. Nu, nu suntem jivine întunecate, mânate de un bici neînduplecat, ci noi avem un duh și o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat, ci noi avem un duh și o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat, n-ar fi simțit în veci de veci țărâna surâsul unui crin imaculat, de n-ar fi întins a tot stăpânul mâna să umple noi de simțământ fântâna. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat, de n-ar fi întins a tot stăpânul mâna să umple noi de simțământ fântâna. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Avem cu noi Scriptura ca dovadă, avem minuni și semne neîncetat, iar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat, iar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Nu-i calea noastră veșnic însorită, nu-i viața totdeauna un palat, dar o trăim căci merită trăită, când peste lumea asta mărginită există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu adevărat, dar o trăim căci merită trăită, când peste lumea asta mărginită există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu adevărat. Nu, nu suntem nean ce fericire, supremul adevăr s-a revelat. Iisus e noi lumină și iubire, iar moartea e un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu, ce minunat, există Dumnezeu cu adevărat. Iisus e noi lumină și iubire, iar moartea e un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu, ce minunat, există Dumnezeu cu adevărat. Amin. Slăvit să fie Domnul și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Yes, there is truly God, glory to God. Vedem că între noi există și fratele Ghiță Văipan. Domnul să-l binecuvânteze. Bun venit între noi, harul și pacea Domnului. Și ceilalți care m-au intrat, Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze toată slujirea. Amin, amin, amin. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă mai rămâneți cu noi până mai târziu un pic, Domnul să vă binecuvânteze. Am intrat ca ascultător, să nu vă stresați că vă dau peste cap slujba. Domnul, în control tuturor lucrurilor, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Avă, Domnule. Sora Ica cu o cântare, Domnul să o binecuvânteze.
și apoi fratele Eugen, și atunci vom asculta cuvântul prin fratele Dumitru și Domnul să-l folosească, și rugați-vă și pentru mine, suntem pentru prima dată, deci până ne ajustăm cu traducerea, Domnul să ne ajute în toate și Domnul să ne folosească și Domnul să trimită și sufletele din celelalte popoare care nu cunosc limba română și Domnul să lucreze în viața lor. Amin. Sistărica. Domnul să fie binecuvântat. Cu ajutorul Domnului vreau să laud pe Domnul cu cântarea Înțelepții lumii mă înconjoară și mă întreabă cine e Iisus. Amen. I remind you again, those that are watching us, are here with us, and do not understand Romanian language, please look the moment the person, sister or brother starts singing, I find the Google translation and I post it as a comment so you can understand the message of the song. Amen. Ok, fratele Eugen, Doamne să fie binecuvântat. Slăvit să fie Domnul, am să-L aud pe Domnul cu cântarea, cu un singur cuvânt.
Singur cuvânt, tu prin Duhul Tău Sfânt, ai schimbat pasul meu pe pământ. Drumul mi-ai netăzit, viața mea-i ocrotit, fiindcă tu mai tâi m-ai iubit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Iisuse, am văzut deseori prin furtună și ploi brațul tău către mine întins. Ai cuprins gândul meu, ai mustrat valul greu și-am putut să rămân liniștit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori un teren care dor, ai turnat din uleiul divin. Un singur cuvânt pe cel rău l-ai înfrânt și mi-ai dat iar putere să-ți cânt. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori, prin ținea de nori, brațul tău către mine întins. Pe deci multe au trecut, fiindcă tu mi-ai fost scut, și în harul tău sfânt m-ai ținut. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Și să-ți spun cât de mult te iubesc. Amin. Amin, amin. Doamne, să vă binecuvânteze pe fiecare și pe toți și bun venit celor care ați venit de prima dată. Doamne, să vă binecuvânteze. Arderea ești.
Doamne să vă binecuvânteze. Acum simt în Duhul ca fratele Alexandru să se roage pentru cuvânt și pentru mine, pentru traducere, și Domnul să lasă ungerea Duhului Sfânt și Domnul să binecuvânteze și pe fratele Dumitru și pe mine traduce. Domnul să-mi dea înțelepciune. Amin. Mai întâi, înaintea ta venim, Tată, Făcătorul Cerului și al Pământului, și îți mulțumim că până aici Tu ai fost cu noi. Până aici Tu ne-ai ajutat. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai vorbit prin fratele, prin păstorul Raj, din cuvântul Tău, și ne-ai învățat ca să credem în Tine și că în numele Tău este biruință dacă noi ne încredem pe deplin. Te rog, Doamne, să binecuvintezi în continuare pe robul Tău de care Te vei folosi, să atingi Tu buzele lui, Doamne, așa cum l-ai atins la Isai, și să lași pe Duhul Tău cel Sfânt să-L folosească cu înțelepciune și putere de la Tine în descoperire și înțelepciune din cuvântul Tău. Cuvântul Tău să fie pentru noi toți, Doamne, o hrană spirituală, să putem să primim cuvântul cu bucurie și El să lucreze în inimile noastre. Am venit la Tine că n-avem unde să mergem, Doamne, și fii Tu în seara aceasta învățătorul nostru și învață-ne pe noi. Îți mulțumim pentru cântări și pentru poezii și îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Binecuvântă, Doamne, în continuare, Doamne, slujba care va fi în continuare. Binecuvântă cântarea. Binecuvântă pe toți aceia care s-au ostenit în seara aceasta, Doamne, să intre la părtășie cu Tine, Doamne. Să intre să asculte cuvântul Tău, să Te laude pe Tine. Doamne, răsplătește-le fiecăruia în parte, Doamne. Binecuvântă, Doamne, pe sora Oltea, Doamne, și dă-i putere și dă-i înțelepciune, Doamne, ca să poată să traducă, Doamne, și cuvintele pline de har, pline de putere de la Tine, Doamne, rostite prin robul Tău, Doamne, să pătrundă dincolo de ecranul acesta, Doamne, în care sunt ascultători, Doamne, și dacă ai îngăduit, Doamne, ca acele persoane ca să vină, Doamne, să asculte cuvântul Tău, Doamne, fă ca cuvântul Tău, Doamne, să rodească în inimile lor, Doamne, și ajută-i, Doamne, să se recunoască fiecare înaintea Ta, Doamne, și dacă este un suflet gol, Doamne, este un suflet care are nevoie de Tine, Doamne, vorbește-i Tu, Doamne. Dacă este un suflet, Doamne, care trebuie vindecat, vindecă-l Tu în seara aceasta, Doamne. Dacă este un suflet, Doamne, care trebuie, Doamne, ca să fie smuls afară din întunericul lumii acesteia, Doamne, și să-l strămuți în împărăția Fiului Tău, Iisus Hristos, Domnul, scoate-l afară, Doamne, pentru că cuvântul Tău, Doamne, are putere, Doamne, și îți mulțumesc că ne-ai ascultat, Doamne, pe fiecare în parte, Doamne. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, că m-am rugat în numele Fiului Tău, Doamne, și încredințăm, Doamne, această lucrare, Doamne, în brațul Tău, Doamne, și Tu să fii la cârma noastră și să ne conduci pe mai departe. Amin. Amin, amin, amin. So now we prepare our hearts and we'll listen to the message through Brother Dumitru, and may the Lord bless us. So, ne pregătim inimele să ascultăm mesajul. Bun venit, frate Dumitru, și Domnul să te întărească, să te binecuvânteze. Amin. Scumpii mei, mulțumim Domnului Iisus că în seara aceasta au pregătit aceste momente minunate, ca împreună cu frații, surorile, de pe această lungime de unda Duhului Sfânt, să vă putem cerceta și Domnul Iisus Hristos să lucreze. Domnul Iisus să binecuvinteze pe fratele păstor, pe surioara noastră, pe toți cei care se ocupă de lucrarea din locul acesta și toți împreună să formăm o familie în seara aceasta. Mărit să fie Domnul. Amin, amin. So, he is very happy to be here with us and as a family in Christ, united, and the Holy Spirit is the one that is uniting each and every one of us. And blessing also to Pastor Raj, the one that is through him, this work started in eight years ago. So glory to God. Dragii mei, aș începe cu un verset deosebit care stă scris în 2 Timotei, capitolul 2, și un verset care spune cu versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită și are pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege.
Amin. So he started by reading 2 Timothy chapter 2, verse 19, where he says, "Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal, the Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity." Fie că este cântare, fie că este cuvânt, fie că este altă lucrare făcută spre slava Domnului, toți cei care rostesc numele Domnului au o poruncă de la Domnul să se depărteze de fără de lege. Amen. Whether we praise the Lord through songs, through poems, through anything, it's either the word of God, that's the commandment from God. We are to be separated or depart from iniquity. Amen. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu tot în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, where it says, "All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Amen. Scumpii mei, seara aceasta am venit cu dorința să mâncăm. Și aici avem un părinte din ceruri care vrea să distribuie hrană. So my beloved, I came tonight with the desire to fill my soul. And here we have our Heavenly Father who distributes food. Dacă prin păstorul prea iubit Rej am primit hrană până în clipa aceasta, de sus, de la Domnul, de aici încolo Domnul vrea să distribuie și prin mine hrana aceasta, că Domnul i-a făcut lucrători împreună cu el. So God started to give a little food to Pastor Raj. Now God will continue to work to Pastor Dumitru because we are all together working for his kingdom. Așa cum spunea că Domnul a făcut lucrarea în grădina Edenului și vrea să unim cu credința fapta. Domnul vrea să unim cu credința fapta. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola a doua lui Petru, capitolul 1, e la versetul 5 în jos, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: "De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de toți oameni." Spune cuvântul cu ei, dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. Amin. Până la versetul 8, de la versetul 5. Amen. So as Pastor Raj started, God started his work in the Garden of Eden. So he spoke into existence all things. Same way it is written in Peter, 2 Peter chapter 1, verses 5 to 8, where it says, "But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance, godliness, to godliness, brotherly kindness, to brotherly kindness, love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ." Amen. Slavă Domnului! Așa cum spunea fratele, Domnul să ne dea puterea să fim așa după voia lui Dumnezeu, nici leneși, nici nepăsător, ci să facem voia lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. May the Lord bless us, like Pastor Raj said, may the Lord help us not to remain unfruitful and lazy, but to work for the kingdom of God. Amen. Doresc ca în această zi, dragii mei, să avem un text pentru a dezbate un cuvânt foarte cunoscut
și Domnul Iisus să ne dea puterea aceasta și Domnul Iisus să lucreze. Vom vorbi despre niște condiții privitoare la rugăciune, ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Deci, condiții ca rugăciunea să fie ascultată. So today's text or message, rather Dumitru's message, is about some condition of our prayers, that our prayers should be listened by God. Voi citi din Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 1 până la versetul 4. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El a zis: când vă rugați să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricune este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. So we see it in Luke chapter 11, verses 1 through 4, the model prayer that Jesus Christ spoke to people. And he says, now it came to pass as he was praying in a certain place, and when he sees that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins. For we also forgive who sin against us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. Slăvi să fie Domn. Scumpii mei, seara aceasta, Domnul să ne dea puterea să înțelegem ce este rugăciunea. So, my beloved, may the Lord give us wisdom to understand what is prayer. Dumnezeu a lăsat rugăciunea ca mijloc de comunicare dintre noi și Dumnezeu. So God allowed the prayer as a communication, a way of communication between us, man, and him. Rugăciunea este respirația sufletului. So prayer is the respiration of the soul. Scumpii mei, noi care suntem vii, avem un stăpân care este viu în noi și el a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. My beloved, we are living beings and we have a God that lives in us. And he said, I am the way, the truth and the life. Când eram în lume, eram morți în greșeli și în păcate. Și ne rugam, dar nu știam că este sau nu rugăciunea ascultată. When we were in the world, we were dead in our sins. And we prayed the way we knew, but we did not know if our prayers were answered or listened to. Dar acum am fost aduși la viață și un om care are viață poate să respire. Cel mort nu mai poate respira. Yes, but now through Christ we have been brought to life and a person that is alive can breathe. The dead will never breathe anymore. Și putem respira, noi avem viață și stăm de vorbă cu un stăpân care e viață și între noi și el este o legătură sfântă. And we, as we are alive, we communicate with the living God and there is a living communication. Rugăciunea este ascultată în momentul când o facem dintr-o inimă sinceră și curată. And our prayer is listened to when we do it from a pure heart and so in truth. Vreau să arăt trei moduri de rugăciune. So he would start by explaining three types of prayer. Spune,
că este o rugăciune intimă, personală. So yes, there is one type of prayer with the intimate personal prayer. Este o rugăciune în cămăruță. Mm-hmm. În care sunt aduse înaintea Domnului Iisus tainele inimii noastre. Yes, a prayer in our inner room where we close the door and we pray right there, sharing with him the secrets of our heart. Spune în Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 6. Matthew, chapter 6, verse 6. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Amen. But you, when you pray, go into your room. And when you have shut your door, pray to your father who is in a secret place. And your father who sees it in secret will reward you openly. Este o rugăciune foarte importantă pentru credincioși, dragii mei. Nu știu câți avem acest loc. Spuneam și am citit din Luca 11. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. So this type of prayer is very important to us, my beloved brothers and sisters. I don't know how many of us have this type of prayer. And in Luke 11, when Brother Dumitru started the preaching tonight, he says that Jesus was in a certain place where he used to pray. Haideți cu toții să înțelegem că este foarte necesar să avem acest loc anumit, cămăruța noastră. Nu știu unde ești, dar vei găsi acel loc unde voi sta tu cu tata de vorbă. So let me make understood that how important it is that you have a certain place. I don't know where your home is. Find a place where you can communicate secretly with the Lord. Un copil când stă de vorbă cu tata și se recunoaște înaintea tatălui că a greșit, poate din greșeală sparge un geam la vecin. Și dacă merge înaintea tatălui și îi spune, tată, uite ce am făcut. Am spart geamul la vecin. Tata se duce și stă de vorbă cu vecin. Vecin, uite ce a făcut fiul meu. Te rog frumos, iartă-l, uite, eu repar greșeală. Any father, when his child does something wrong, and he comes with humbleness and confess what he has done. See, let's just say an example. If a child broke the window of the neighbor's house and he comes, he said, Father, look what happened to me. You know, by mistake, I broke the window. Then the father goes to the neighbor and said, look, I'm sorry, my son broke the window. I'll take care. I'll fix it. Așa noi, când stăm de vorbă cu tata, în cămăruța noastră, tata vrea să fim foarte realiști. Și adevărul să rostim cu gurița noastră și ori de câte ori vom rosti adevărul. Tata ne iubește, că tata vrea să-i spunem adevărul. Same way us, as his children, we need to share our heart, to speak the truth, whatever happened. We need to come with humbleness in front of him. And he forgives us. He likes the truth. Noi nu-l vedem, dar îl simțim că el este prezent în cămăruță cu noi. Și spunându-i adevărul, diavolul, care este tatăl minciunii, fuge de la noi. Hallelujah. We cannot see with our physical eyes, but we feel him when we speak to him in prayer. And when we speak the truth, he loves us. But the enemy, he does not lie because he is the father of lies. Adevărul acesta are mare importanță. Că cel care este tatăl minciunii este diavolul. So this truth has a great importance in our prayer because the father of lies is the devil. Cu cât golim noi inima noastră de orice fără de lege, de orice păcat, Domnul Dumnezeul nostru vede că suntem cu adevărat sinceri și adevărul pe noi ne face slobozi, liberi.
The more we depart ourselves from any sin, for any unrighteousness, we become more sincere in front of God. Și dacă am golit sacul inimii noastre de tot ce este neadevărat și locuiește doar adevărul, noi, prin lucrul acesta, ne sfințim viața. Hallelujah. And if we empty our hearts from anything that is unrighteousness, anything that is evil, then we become holy and we become righteous in front of God. Și ieșind din cămăruța noastră, din legătura noastră cu Tatăl, continuăm să mergem cu El, fiindcă în noi este adevărul și noi reflectăm o slavă după voia Lui. Aleluia. And this is the way after we get out of our inner room prayer, when we pray in truth and sincerity, then we continue our walk with the Lord because He's our Father. Dragii mei, a doilea mod de a ne ruga este rugăciunea în familie. The second type of prayer is the prayer in family. Este rugăciunea în care întreaga familie în unitate clădește un altar. So it is the type of prayer where as a family we build an altar. Pe altarul acela, împreună cu soția, copii, aducem cântări spre slava Domnului. Aducem cuvânt spre slava Domnului, cu toții, un psalm, un cuvânt ce Domnul Iisus ne pune pe inimă și pe urmă toți ne adunăm împreună și aducem o jertfă vie pe altar care să ajungă la Tatăl. Hallelujah. So the type of prayer where we as family, husband, wife, children, they all come together in prayer and in singing song for the glory of God, reading the Bible scriptures and all praise the family and bring our bodies a living sacrifice and our prayers as a sacrifice in front of God who is in heaven. Slăviți să fie Domnul, dragii mei. Praise God. S-au pierdut rugăciunile în familie. Multe altare au fost dărâmate. Este o cântare. Altarele tale sunt dărâmate. Vrășmașul are câștig din pricină că tata, mama și copii nu mai țin legătura împreună. But sadly, many of the altars in the family have been destroyed, demolished, because the father and the mother and the children do not communicate together. Foarte greu, dragii mei. Aș dori ca Bunul Dumnezeu să cerceteze fiecare familie în parte. Copiii noștri, soțiile noastre, să trăiască în pace, în unitate, în dragoste și când ne întâlnim, să putem da slavă lui Dumnezeu, să-L lăudăm și să-L preamărim și să ne rugăm Lui. Amen. And may the Lord help us understand this truth and may the Lord bless husbands and wife and children all together to start rebuilding the altars and then this way when we get together with the brethren, then we all can worship our Heavenly Father. Dragii mei, trec la treilea punct. Spune rugăciunea dacă am făcut-o în cămăruță. În familie facem rugăciuni în biserică. And the third type of prayer is the prayer in church. So first in inner room and the family and now in church. Rugăciunea în biserică, dragii mei, o putem face în două moduri. And the prayer in church, there are two types of prayers. Este rugăciunea care se face printr-o persoană cu voce tare. So there is a type of prayer that one person prays with a loud voice. Acea persoană, dragii mei, trebuie să fie însoțită de înțelepciunea care vine de sus, puterea Duhului Sfânt să-l însoțească și Duhul Sfânt să
cerceteze în totalitate biserica ca lucrarea bisericii să propășească și Domnul să lucreze cu mare putere. So this type of person that brings or comes in prayer with a loud voice in church for the church, it has to be anointed with the Holy Spirit and pray in such a way that the Holy Spirit makes his presence upon the whole body of Christ. Rugăciunea nu e o poezie. Rugăciunea nu e un fel de a ne ruga ca să fim plăcuți oamenilor. Rugăciunea este o lucrare a Duhului Sfânt care cunoaște tainele bisericii, problemele bisericile, bisericii, nevoile bisericii și toate scoase în relief prin rugăciune. Domnul va lucra cu mare putere și va cerceta întreaga biserică, inclusiv sufletele bolnave. So the prayer, it's not like a poem or you recite it. It's not a prayer that it could be heard by other people, but it's a type of prayer through the Holy Spirit. The Holy Spirit knows the needs of the people, the needs of the church. And the Holy Spirit is coming in the midst of the people, and all the people from the church, all the brethren feel the presence of the Lord, and even those that are sick, they will be healed. Mai avem în biserică rugăciunea făcută în comun. Another type of prayer in church is a prayer when we all pray all together. Aceasta a fost moștenită de la poporul lui Israel. And this type of prayer started in the Hebrew, the people of God in Hebrews. Mulți și pentru mulți suntem un prilej de potignire pentru cei care încă nu cunosc tainele acestor rugăciuni. And many people that do not know this type of prayer, you know, they stumble when they hear everyone praying together. Eu personal, când a fost prima dată în adunare, am rămas cumva uimit cum să pot ruga și să spună toți fiecare în glasul lui ce doresc. Yeah, so also because he came from non-Christian family as me, when we got in church and we heard many people praying together, it's like, what is this? I mean, how can everyone speak at the same time and how can God understand all things? Dragii mei, dar să știți că rugăciunea este un mijloc de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Fiecare din inimă spune exact ce are și îi explică prin felul lor de a comunica cu Dumnezeu starea lor, problemele lor, nevoile lor, greutățile lor și așa mai departe. Yes, my beloved, but the prayer is, like we mentioned, the our way of communication with God. When we speak to him in truth, the problem, the pain that we have, the needs that we have, we communicate with him in prayers. În biserică aș recomanda ca rugăciunea să nu fie făcută cu strigete mari. În biserică. I would recommend in churches that prayer should not be with like very loud voice. Să fie făcută într-un mod de a se ruga ca și ceilalți. Toți la același but try to make it a way to go with the flow with the rest of the people in church. Sunt unii care se roagă foarte tare și pentru alții sunt prilej de potignire. Și felul lui de a se ruga le atrage atenția. De aceea ar fi ca toți să ne rugăm la același nivel de. So there are some with a louder voice, they pray louder than anyone else, and the voice is heard above any other voice in the church, and some stumble when they hear this type of prayer. Dragii mei, acum aș dori să arăt condiții de rugăciune ascultate. So now we go to show the condition for our prayers to be listened to. Prima condiție. 1.
să fie făcute în numele Domnului Isus Hristos. So in order that our prayers should be received by God and listened to, number one condition is to be made in the name of our Lord Jesus Christ. Știm, așa cum spune Sfânta Scriptură, că orice genunchi să se, din, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, să se plece în numele Domnului Isus. Because the Bible says that every knee, heaven, earth, and under the earth should bow down in front of our Lord Jesus Christ. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 13 și 14. Gospel of John 14, verses 13 and 14. Spune în felul următor. Și oricine, orice veți cere, în numele meu, voi face ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. And it says in verse 14, in whatever you ask in my name, says Jesus, that I will do that the Father may be glorified in the Son. Și așa, ultimul și următor verset, versetul 14, dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. In verse 14, it says, if you ask anything in my name, I will do it. Vedem că în numele Domnului Iisus Hristos se face orice rugăciune. Dacă se pleacă orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și noi trebuie să facem în numele Domnului Iisus. Vedem ucenici, Domnul să fie slăvit și bine. Yeah, so we see that the Bible says that every knee shall bow in front of our Lord Jesus Christ. So that's why all the prayers shall be prayed in the name of our Lord Jesus Christ. Blessed be his name. Amen. Vedem și ucenicii, orice lucrare o făcut-o în numele Domnului Isus. Fie că a fost rugăciune, fie că a fost vindecare, sau alte lucrări s-au făcut în numele Domnului Isus. Așa trebuie să facem și noi. And then we see the disciples, you know, with Christ, being with Christ, they started to do the same work, whether preaching, whether praying, healing, they're all were done in the name of our Lord Jesus Christ. And this is how we should do it too. Vedem un exemplu din Sfânta Scriptură, acolo unde Petru și Ioan se duceau la templu, la ceasul rugăciunii, la poarta frumoasă era pus un olog din naștere, care nu umblase niciodată. So we have a beautiful example in the Bible when Peter and John, they went to the temple and there was a crippled man that never walked. Vedem pe Petru și Ioan că i-au spus în felul următor, argint și aur nu avem, dar ce avem îți dăm. And we see them saying, you know, gold and silver we do not have, but what we have, we give you. Au avut ceva extraordinar. În numele Domnului Iisus, scoală-te și umblă. Aleluia. Hallelujah. And whatever they had was something extraordinary. And they said, in the name of our Lord Jesus Christ, get up and walk. Hallelujah. Mărit să fie Domnul. Praise to be God. Hallelujah. Haideți să trecem la punctul 2, să vedem o altă condiție. Să fie făcută dintr-o inimă sinceră și curată. Am spus prima condiție. A doua, să fie făcută dintr-o... Iertați-mă, a doua condiție este să fie făcută dintr-o inimă curată. Amen, amen. So, the second condition, first in Jesus Christ's name, second, from a pure heart. Să fie făcută dintr-o inimă curată, spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 66 cu versetul 18. Psalm 66, verse 18. Spune în felul următor. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat. And he says very clearly here,
If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. În Ieremia, capitolul 29. Jeremiah, chapter 29. Versetul 11 spune în felul următor. Voi citi versetul 11, 12 și 13. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Hallelujah. So Jeremiah 29, verses 11 to 14, he says, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Hallelujah. Inima aceasta este un mădular mic. This heart is very small. Și Domnul Iisus Hristos dorește să locuiască acolo. But our Lord Jesus Christ desires to live in our heart. Și dacă Domnul Iisus locuiește acolo, cel care ascultă pe Domnul Iisus este tat. Și noi, cum am spus în punct la punct 1, noi ne rugăm în numele Domnului Iisus. Și cuvintele care le scoatem din inimă sunt transmise de Domnul către Tatăl. Yes, and then if Jesus lives in our heart, then the one that listens to prayers is our Father from heaven. As we already mentioned, that our prayers should be in the name of our Lord Jesus Christ. Așa cum am spus, prima condiție este să ne rugăm în numele Domnului Iisus, a doua condiție să ne rugăm dintr-o inimă sinceră și curată, a treia condiție să fie făcută cu credință. So first condition, the prayer should be done in the name of our Lord Jesus Christ. Second, from a pure and sincere heart. And the third condition, the prayer should be done with faith. În Matei, capitolul 21, cu versetul 22. Matthew 21, verse 22. Spune în felul următor. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Dacă vă dau un exemplu, Marcu, capitolul 16. Now I want to give you an example in Mark chapter 16. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Cu versetul 17. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavul se va însănătoșa. Hallelujah. So Mark 16, verses 17 and 18, where it says, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Amen. Minunată e rugăciunea făcută cu credință și știm ce este credința. How awesome is the prayer if it's done in faith and we know what faith is. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei capitolul 12 cu versetul Evrei capitolul 11, iertați-mă, cu versetul 1. So the definition of faith is in Hebrews chapter 11 and verse 1. Definiția credinței.
spune cuvântul lui Dumnezeu, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Yeah, so very clearly says here the definition of faith. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Scumpii mei, am să dau un exemplu personal. And brother Dumitru wants to give a personal example. Eram la un cer de rugăciune. Și la cercul acela de rugăciune a fost adusă o fetiță demonizată. So, he was at the prayer group, some place, and there, that prayer group, there was a girl that was brought there, and she was demon possessed. Era împreună cu părinții, avea 13 ani. She came together with her parents, so this girl was 13 years old. Era din familie de credincioși, nu putea să mai suporte rugăciunea, nu putea să mai suporte cântarea, nu mai putea suporta cuvântul, se certa cu părinții, se bătea cu părinții, la școală nu putea să suporte profesorul, se bătea cu profesorii, cu colegii, și acum a fost izolată acasă. Și de acasă a fost adusă la cercul de rugăciune. So this 13 years old was from a Christian family, but something happened to her. She got to a point where this demon started to take over her body. She was not able to resist any prayer. She did not like to hear any sharing of the word of God, singing. She started to fight with her parents and siblings. Going to school, she would fight with the teacher, and nobody was able to restrain her. So they needed to keep her home. And in this situation, the parents brought her to that prayer group. Am stat de vorbă cu frații și surorile care erau acolo și i-am întrebat: credeți că Domnul Iisus scoate demonii? Spune: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci. So, at that time, he asked the brothers and sisters that were there at that prayer group saying, do you believe that Jesus Christ can deliver her? We just read the signs of those who have faith and believe. Scumpii mei, am început o rugăciune cu credință și în timpul rugăciunii fierbinți, fetița a căzut jos și a început să țipe, să urle cu cuvinte, cu țipete mari. Așa ceva nu am auzit niciodată. And at that time, you know, they started to pray with a loud voice all together, heart and a soul. And at that time, they could hear the girl started to scream. You know, she was thrown down by the evil spirit. She started to scream so loudly. They never heard something like that in their lives. O prins-o pe maică sa de picioare cu mâinile și o strângea foarte tare. Și strigând și țipând și la un moment dat s-a oprit și am auzit o voce blândă care spunea: îți mulțumesc, Doamne Iisuse, îți mulțumesc, Doamne Iisuse, îți mulțumesc, Doamne Iisuse, și fetița s-a ridicat pe picior. Hallelujah! And then she grabbed the feet of her mama holding tight, and all of a sudden her voice stopped, she calmed down, and she started saying, I thank you, Jesus, I thank you, Jesus, I thank you, Jesus, for delivering. And then she stood up. O venit la mine, maică sa, și-o zis, fetița mea are o cântare. Hallelujah. Cânta în adunare. Fetița aceea avea o voce extraordinară în adunare. Și am pus-o să cânte o cântare. Și cu toți am fost în lacrimi cu fetița aceea, o răudat pe Domnul, mărit să fie Domnul. Hallelujah. And then she was totally delivered that night, and the mother came to Brother Dumitru and said, my daughter has a song to sing, because she used to sing or praise the Lord in church and sing. And then when she started to sing, everyone was in tears seeing the miracle that God performed among them. Dragii mei, vom trece la punctul 4.
o condiție ca rugăciunea să fie ascultată, să fie rostită cu îndrăsneală și după voia lui Dumnezeu. So the fourth condition for the prayer to be listened to is to be with boldness in according with the will of God. În epistola 1 a lui Ioan, capitolul 5, versetul 14 și 15. Okay, for 1 5, 14 și 15. Okay? 1 John 5, 14 and 15. Okay? Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Well, he says, now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of him. Scumpii mei mulți, în vremuri ca acestea, se rog. Au îndrăsneală la Domnul, dar aduc rugăciuni care nu sunt după voia lui Dumnezeu. And my beloved, many, they have a boldness and they come with prayers in front of God, but they ask something that is not according to the will of God. Dragii mei, eram într-o împrejurare, într-o familie și avea o fetiță cu handicap de 30 de ani. Stătea într-un cărucior cu rotile, trebuia să o sature mama, bunicii, să o schimbe. Și ne-a rugat pentru. So, it was a family where they have like a girl, 30 years old, with a handicap. She was in a wheelchair, and the parents needed to feed her, to change her. Dar mama ei a venit și mi-a pus o întrebare. But her mama came and asked him a question. Oare nu vă rugați pentru ea ca Domnul să ia din viață, fiindcă a avut lucrare prin Duhul Sfânt? And then she said, will you pray for her that God will take her from this planet because there was a prophecy through the Holy Spirit? O avut lucrare că Domnul va duce acasă. Zic că o să o răscumpă. Noi nu ne rugăm ca Dumnezeu să ia oamenii din viață. Că El o zis, eu dau viața și eu omor. Eu rănesc și eu tămăduiesc. Aleluia. And because, you know, she said that there was a prophecy that God prepares her to take her home. So practically she asked them to pray that God will bring that moment sooner. And then Brother Dumitru said, my beloved sister, we do not pray for something like that because the life, it's in the hands of God. He gives it, he takes it away. Să știți și să băgați bine de seamă ce vom cere Domnului, că Domnul este acela care vrea să cerem rugăciuni după voia Lui. Poate ai o suferință, poate ai o nevoie și e îngăduită de Domnul. Domnul știe de ce a îngăduit-o peste tine. Și peste Apostolul Pavel a îngăduit un țepuș și Apostolul Pavel spunea de 3 ori a rugat pe Domnul să le ia de la mine. Și a zis, Pavele, harul meu îți este de ajuns. My beloved, many they go to different trials, different problems, health situation, and we don't know why we go through different situations. Maybe God desires that we go through that, to those two, for cleansing, or God knows. And then we see even Paul, he suffered. He said, you know, that the Lord allowed an enemy, or the enemy, to, you know, the 3 times he prayed to be healed, and God said, my grace is sufficient for you. Trecem la punctul 5, o altă condiție, să ne rugăm
în cuvântul lui Dumnezeu. And point number five, the next condition is to pray in the Word of God. Ioan, capitolul 15, cu versetul 7. John 15, verse 7. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Okay, and it says, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will be done to you. Dragii mei, aici e o lucrare specială. And my beloved, here it's a special word. Vedem dacă este o conductă și aceasta să fie Domnul Iisus Hristos. Și noi suntem racordați la conducta aceasta. Prin noi trece acea apă limpede, fiindcă vine din conducta principală. Și noi suntem în el și izvorul este noi, cuvântul este noi. So we see, it's like a water pipe. You know, Jesus is the water pipe. If we are connected to the water pipe, the water that is Jesus comes through us in a continuity, it flows continually. Yes. Minunat. Atunci cuvântul lui Dumnezeu este noi și dacă noi căscăm gura din inima noastră, ies cuvintele lui Dumnezeu și Tatăl ascultă cuvântul Fiului Său. Și noi suntem cu adevărat copiii lui. Hallelujah. We are the word of God is in us, which is the living water. The moment we open our mouth to pray, God is in us. He's listening to our prayers. Glory to God. Cu altă condiție, ca rugăciunea să fie ascultată, numărul 6, e să ne împlinim juruințele. Yes, and another condition that our prayer should be listened, number 6, is that we keep our promises to God. În Psalmul 50, versetul 14 și 15. Psalm 50, verse 14 and 15. Spune în felul următor, adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Apoi spune, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amen. Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Then 15, call upon me in the day of trouble and I will deliver you and you shall glorify me. Foarte ușor facem juruințe, dragii mei. Și a face juruințe. Many times we make many promises very easily to God. A face o juruință e foarte ușor și dacă facem juruința trebuie să o împlinim că Domnul Iisus Hristos privește spre noi și dacă îți propui să faci o ajutorare la o persoană, fă-o, că Domnul Iisus te privește. Amen. So it's very easy to vow something or promise something to God, but we need to keep it. So if we promise to God that we want to help somebody, we need to do it because God is looking and He is waiting for us to fulfill our promise. Multe juruințe se fac la început de an. Doamne, anul acesta voi fi numai cu Tine. Anul acesta te voi asculta numai pe Tine. Anul acesta suntem la sfârșit de an. Și dacă noi ne facem o evaluare, oare am primit noi juruințele făcute înaintea celui preanalt? Many times and many vows or promises to God we promise at the beginning of the year. Now it's almost towards the end of the year. Maybe we promise, Lord, this year I'll just live just for you. I'll do this, I'll do that. Now we try to analyze ourselves almost to the end of the year. Did we fulfill those promises to God? Dragii mei, cum putem noi să-i cerem la Domnul? El a spus, cheamă-mi în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Măriți să fie Domnul.
Domnul să ne ajute să ne împlinim juruințele, zice, să ne să aducem lui Dumnezeu mulțumiri și să ne împlinim juruințele. Măriți să fie Domnul. Rămânem cu acest punct după ce sora ne va traduce, Domnul să o binecuvinteze. Yeah, so you see how can God answer your prayers if you do not offer him thanksgiving and fulfill what you promised to him? And then 15, he says, call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Următorul punct ca rugăciunea noastră să fie ascultată este punctul 7. The next point is that our prayer should be listened to is point 7. Punctul acesta spune în felul următor, să iertăm greșiților. And this is to forgive our those who sin against us. Voi citi din cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei capitolul 5, de la versetul 22 la versetul 24. Matthew 5, 23 to 25, okay. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ienei. Așa că dacă ți-aduci darul alta și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te placă cu fratele tău, apoi vine și adu-ți darul. Amin. Amen. So, Matthew 5, verses 22 and 24. It says, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raca, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gifts to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. E foarte greu, dragii mei, aici se vede pocăință. But it's very hard, but here we can see who is truly serving God or not. Righteous. Dacă cineva are ceva împotriva ta, nu tu împotriva lui, el să aibă împotriva ta. Aici se vede omul pocăit, care poate să se ducă să-și ceară iertare, deși nu el vinovat. So here we see, the Bible says not if you have something against somebody, but if you know that somebody has something against you, you need to go and ask for forgiveness. De multe ori, poate mi-a greșit în vorbire și el nu și-a cerut iertare. Suntem la cina Domnului și de multe ori la cina Domnului trebuie să ne facem o evaluare foarte, foarte atentă. Și Domnul Iisus să ne dea puterea să mergem, să dăm mână de pace cu toți cu care știm că ceva între noi nu este în regulă. Și dacă cineva poate s-o supăra pe mine, eu vă spun, de multe ori eram la cina Domnului și conduceam biserica, păstoream biserica și acolo nu puteam să-i folosesc pe toți. Fie că este cântare, fie că este poezie, fie că este altă slujbă, înainte de cine îmi ceream iertare și spuneam, vă rog, iertați-mă că nu v-am putut folosi pe toți, ca să fiu curat și înaintea oamenilor și înaintea Dumnezeu. So this is very important to solve the problems you have with your brothers, your sisters. Maybe somebody wronged you something and did not have a chance to apologize. We need to solve this problem, especially before the Holy Communion.
And Pastor Dumitru in church, sometimes, you know, he is sharing the gospel and it's ready to prepare the Holy Communion. You know how brothers and sisters, they go and they say, hey, I have a song or I have a poem or something. And there is no room for everybody. But thinking that somebody may say, well, he has something against me, that's why he does not allow me to sing or so, he would stand up and he would apologize to everyone. If I wronged you in any way, please forgive me. Because the Holy Communion, we need to seek in our hearts if there is something, any enticement. In Marcu, capitolul 11. Mark 11. Capitolul 11, versetul 25 și 26. Spune așa. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. We see clearly in Mark chapter 11 verses 25 and 26 where it says, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither your Father in heaven will forgive your trespasses. Dragii mei, să știți că rugăciunea trebuie făcută necurmat și să nu ne lăsăm. Așa ne învață cuvântul. My beloved, we need to constantly pray and not cease. Surioara noastră, care este înaintea noastră, eu cred că se roagă necurmat. Și când este pe picioare, și când este pe genunchi, și când stă și vorbește, mărit să fie Domn. Și cu toții care suntem aici, și când mergem pe picioare, și când stăm pe genunchi, și când suntem în mașină sau în alte împrejurări, ne rugăm. Dar să știți, Domnul să fie slăvit. Yeah, so we all, he gave an example of me, but I believe everyone, you know, praying, constantly praying does not mean every all day on the knees. Whether we stand up, whether we speak here, whether we drive the car or cooking or whatever we do, it's a constant prayer, actually communication with the Lord. Aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu, când stați în picioare, oare ne dăm noi seama când stăm în picioare că trebuie? Nu spuse condiții. Trebuie să iertăm tot ce avem împotriva aproape lui. So here the condition is when we stand praying, we have to forgive the if somebody wronged us. Foarte greu, foarte greu. Și Domnul Iisus să ne dea înțelepciunea să înțelegem când noi ne rugăm să ne gândim la aproapele nostru, să ne gândim la cei dragi ai noștri, să ne gândim în orice împrejurare n-am întristat pe noi pe cineva. So it's very difficult, it's not easy. Always we need to be careful. I mean, when we stand and pray, we need to think, maybe family members, maybe brothers and sisters, maybe we did something wrong to anyone, or somebody wronged us, we need to forgive. It's not a choice. Rugăciunea Tatăl nostru spune și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Oare așteptăm noi să fim iertați dacă noi nu putem ierta? So in the prayer, the model prayer of Jesus Christ, he said, and forgive us as we forgive. So can we expect God to forgive us if we do not forgive our trespassers? Trecem la un alt punct, poate am vorbit prea mult în seara aceasta, Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Punctul acesta, ca rugăciunea noastră să fie ascultată, trebuie să ne uităm în familia noastră. And the next point, that our prayer should be listened, he said maybe it's too long, I said no, it's okay, is we need to look in our families. Între noi și soții. Între soț și soție. Between husband and wife. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. First Peter 3 and 7.
spune în felul următor: bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. And here he says, First Peter 3:7, husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Să știți că soțiile noastre sunt întotdeauna niște vase mai, cumva mai finuțe. Și Domnul să fie slăvit. So, advice for the husbands is that the wives are the weaker vessels. You know, they can get hurt very easily. Trebuie să le prețuim, trebuie să le respectăm și cu ajutorul Domnului Iisus să ne dăm toată silința, să ne purtăm cu dragoste, cu înțelepciune, cu pricepere, că este ajutorul potrivit pentru noi. So the wife is the helper given by God for the man, and the man have the duty to value them, to care for them, respect them. Ea face parte din trupul nostru. Și dacă noi strigăm către Domnul și nu suntem întregi, nu vom fi ascultați. Noi cu soția să fim un singur trup, măriți să fie Domnul. Because wife and husband are one body. And then if the wife, it's not one body with the husband, and when the husband comes and asks God in prayer something, God will not listen. Următorul punct și ultimul, punctul 9, să nu fie făcută rugăciunea dintr-un spirit egoist. And the last point, 9, is that our prayer shall not be done with the ego, selfishness. În Iacov, capitolul 4, cu versetul 3. James 4, verse 3. Spune așa: sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Well, it says, you ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your own pleasures. Scumpii mei, mulți au dorința să capte, să facă, să agonisească, să strângă pe pământul acesta. Dar să știți, dragii mei, că și noi trebuie să ne rugăm în primul rând pentru o căsuță. Și casa noastră este acolo sus, în împărăția lui Dumnezeu. My beloved, many of us just pray for the earthly possessions, earthly things, to gather more and more for ourselves. But we need to pray for a house. And our house is the one in heaven, in the kingdom of God. Domnul Iisus a spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. And Jesus said, he promises, I go to prepare a place for you. So where I am, you also be with me. Domnul Iisus să ne cerceteze, dragii mei, noi avem moștenit pe pământul acesta și mulți umblă după moștenit. Mulți umblă să câștige o, poate, un pașaport, o cetățenie străină și să folosească spre folosul lor, să strângă spre folosul lor. So many desires we have here on earth to gather things, to have an inheritance or for a passport, to use it for our own benefit. Dragii mei, dar Domnul Iisus spune în cuvântul lui: măriți să fie Domnul. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. But my beloved, the word of God teaches us. Very beautiful. Slăviți să fie Domnul. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să umblăm după moștenirea care vine de sus, spune în
1 Petru, în, da, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4. First Peter 1, 3 and 4. Spune așa, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Aleluia! Oh, yeah. So he talks about the heavenly inheritance. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who, according to his abundant mercy, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Slăviți să fie Domnul, dragii mei, mulțumesc Domnului Iisus care în seara aceasta a fost alături de noi. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a cercetat, Domnul Iisus este Cel care ne-a mânghiat și am dorit ca împreună, într-o familie. Noi avem probleme, avem nevoi, avem necazuri, avem suferințe, avem greutăți. Nu este pace, nu este liniște, dar știm că este unul care ne-a pus niște condiții ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Yes, my beloved, and these are the points that our prayer should be listened to by God. We all have different trials, different challenges, problems. Many people are lacking peace in the families, but these are the conditions that God would listen to our prayers. Domnul spus așa, nu vă îngrijorați de nimic. Și în orice lucru, fie mic, fie mare, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. And my beloved, the Bible teaches us that we shall not worry for anything, but in all things we need to bring our prayers, requests made known to God through prayers with thanksgivings and to glorify God. Și ne dă un răspuns după ce le aducem toate acestea cu credință în numele Domnului Iisus Hristos, le aducem dintr-o inimă sinceră, dintr-o inimă curată, vedem că le aducem cu îndrăsneală, vedem că le aducem înaintea Domnului Iisus Hristos și Domnul spune așa, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile voastre în Hristos Iisus. Vrem ca această pace în seara aceasta să vină peste noi, care întrece orice cunoștință, să ajungă în inimile noastre, mărit să fie Domnul. Amin. Amin. My beloved, in all things, if we bring all our prayer requests made known to God, with thanksgiving, exactly as all these 9 points that we receive in Jesus Christ's name, from the pure and sincere heart, and all the conditions that are given to us, then the peace of our Lord Jesus Christ, which surpasses all understanding, will dwell in our hearts. And we pray that this peace be upon each and every one of us. Amen. Amen. Slăviți să fie Domnul. Vreau să rămân aceste cuvinte, să salut prezența tuturor acelor care în seara aceasta au avut răbdare și m-au ascultat. Să salut pe cei care se ocupă de lucrarea de pe acest live. Domnul Iisus să-i întărească și în continuare să aibă propășire. Și aș vrea pe toți care suntem aici să vă salut cu un verset mărit să fie Domnul și pe fratele păstor, care nu-i în mijlocul nostru, fratele Roș. Domnul să-l binecuvinteze. Spune cuvântul lui Dumnezeu și am mai citit versetul acesta împreună cu sora în seara aceasta. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Vă spun și eu și tu să fim așa. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Domnul păcii va fi cu voi. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 9.
Slăviți să fie Domnul. So praise God, praise God. He wants to thank each and everyone, those that are here with us on the platform, those that are watching us live, and he takes the time to salute everyone, including Pastor Raj, who is on the left. He went to sleep, and the work on this platform, and whatever God is working on this platform, may the Lord continue to bless us and use us for his kingdom. And the salute is from Philippians 4. Verse 9, where he says, the things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Amen. Hallelujah. Mulțumim. Slavă Domnului Iisus, Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur că am fost invitat și eu în seara aceasta și am dorit ca în continuare să ne rugăm unii pentru alții, ca Domnul să dea propășire Evangheliei și Evanghelia să fie rostită așa cum este scris. Domnul să fie slăvit. So he is happy that he is invited. We are so happy that he answered the invitation. Și noi ne bucurăm, frate Dumitru, că ai răspuns invitației și era bine dacă putea să rămână și frate Raj până la urmă, te saluta și el, dar asta este cu diferența de fusorar. Suntem diferență de 11 ore și jumătate, sezonul de iarnă și unul se scoală, unul și așa, tot dimineața tare sau seara, nu prea târziu, dar slavă Domnului pentru toate lucrurile și mulțumim, văd că au venit și unii frați noi care nu-i cunosc, nu știu, dumneavoastră ați invitat frate Dumitru sau cum, dar mulțumim Domnule că doriți să cunoașteți pe cineva care, din care sunt cu noi. Că eu sunt... am chemat pe Sorana. Sorana, ok, slavă Domnului, bun venit, Sorana, Domnul să vă binecuvânteze și frate Ghiță, mai pan, Domnul să vă binecuvânteze și vă mai așteptăm și altă dată, mai vorbim după live. Amin, glorie Domnului Iisus și fratele Vasile, Domnul să-l binecuvânteze, harul și tot dumneavoastră l-ați adus, Soraica? Slavă Domnului! Domnul Iisus să vă binecuvânteze! Să vii să fie Domnul și mulțumim Domnului pentru că a fost cu noi și eu cred că mesajul de astăzi o atins inimile noastre, pentru că sunt condiții, Dumnezeu poate de multe ori spune, Doamne, unde ești? Și Domnul spune, împlinește tu mai întâi ce trebuie făcut și atunci și dacă nu împlinim, Domnul ne stoarce și ne mai mângâi cu toiagul și cu nuiaua și slavă Lui, amin, pentru toate. Minunat mesaj. So we praise God for the message that you received through the Holy Spirit, through both Pastor Raj and Brother Dumitru. And many times we pray different prayers to God and God is not answering. And then we wait and said, why, God, why? And I said, well, because you don't do as I requested you to do through the Bible. And may the Lord help us all to understand and fulfill what God and the requirements that God has for us, for him to listen our prayers. Știu că este târziu și așa parcă am vrea pe toți să vă cunoaștem, să vorbim, dar poate mai rămâneți la părtășie după aceea. Dorim încă o cântare și apoi fratele Cristian are o poezie și atunci vom încheia cu o rugăciune pentru... dacă poate, fratele Vasile sau fratele Vaipan, dacă poate, pentru o rugăciune, pentru bolnavi și voi încerca să nu traduc în limba engleză, că știu că este greu până ne acomodăm și vrem ca Duhul Sfânt să lucreze, dar voi anunța că rugăciunea va fi doar în românește și Domnul să ne binecuvânteze. Sau cine mai dorește o cântare, deci nu vreau să fac părtinire, cine dorește o cântare și este gata, să înceapă o cântare și atunci poezia și apoi vom intra la rugăciunea de mulțumire. Care dorește o cântare? Soraica e gata, sora Tabita nu vă cunosc încă. Cum doriți și eu pot sluji poate și sora Tabita, cum doriți dumneavoastră. Care începe primul, Domnul să vă binecuvânteze. Începe Soraica, dar dacă celelalte surori nu începe, începe Soraica. Domnul să fie binecuvântat. Voi cânta cântarea din neca și suferință, ruga mi-am înălțat. Ca și suferință, ruga mea înălțat, înspre cer cu umilință.
capătul puterii, deznădăjduit. Când credeam că stat uitori, Domnul mi-a vorbit. Nu te înnoi, căci răul veșnic nu-i stăpân. Și când încercarea vine, totdeauna lângă tine, credincios rămân. Nu e singur niciodată când de greu ar fi. Chiar și noaptea întunecată, iubitor, ce rezultată te va ocroti. A secat din nou pârâul, pietrele au crăpat. A pierit în hol de grâul, iarba s-a uscat. Sunt învins de slăbiciune, unde să mai plec? Voi pieri ca un tăciune în pustiul sec. Doar aceeași voce blândă, dulcele eco, se auzea din depărtare, Domnul plin de îndurare mi-a vorbit din nou. Nu e singur niciodată, cât de greu ar fi. Căci din noaptea întunecată, iubitor, ce rezultată te va ocroti. Flăcări mari mistuitoare iese din cuptor, ca un val din depărtare simt furia lor. Nu pot ocoli altarul, flăcările cresc. Simt sub talp fierbinte jarul și mă îngrozesc. Doar aceeași voce blândă, dulcele eco, se auzea din depărtare, Domnul plin de îndurare mi-a vorbit din nou. Nu e singur niciodată, cât de greu ar fi, căci în noaptea întunecată, iubitor, ce răscultată te va ocroti. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Slăviți să fie, Domnul. Cristian. Glorie lui Dumnezeu. And praise God. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui, pentru dragostea Lui, pentru cuvântul Lui care s-a coborât la noi cu mare preț ca să ne învețe pe noi toți, după cum este scris, căci toți vor fi învățați de Dumnezeu. Glorify God for the word of God that came down to us and taught us, because the Bible says that we all would be taught by God. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne învață toate lucrurile și în seara asta am auzit vorbindu-se despre faptul că trebuie să fim neapărat împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Și în seara asta am mai auzit și despre importanța rugăciunii și despre cum trebuie făcută ea și ce este ea. And so we heard the messages tonight about the importance of prayers and how we need to pray, that the prayer should be listened, and that we need to not just say, but also unite the faith with acts. Și rugăciunea este tot una dintre fapte, pentru că atunci când un creștin crede, el nu doar că crede de pe buze spunând, ci face ceea ce i s-a spus. Iar una dintre poruncile pe care le avem de la Dumnezeu este să ne rugăm Tatălui, să ne rugăm neîncetat, așa cum știm și cum cunoaștem. Yeah, and prayer also is one of the deeds that we need to fulfill. Just believing with words, it's meaningless if we do not go and continue by praying, because the Bible teaches us that we need to pray. Și am auzit destul de clar în seara aceasta, dar știm că Dumnezeu vorbește de multe ori. Am auzit cum trebuie făcută rugăciunea,
fratele Dumitru a subliniat pe puncte acolo, dar ele sunt mai multe și de aceea îndemnăm pe toți ascultătorii să citească, prima dată să citească Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să-L împlinească. Pentru că știm și suntem deplin încredințați că prin citire vine credința, prin auzire, prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu, dar și prin citire, vine credința și îl pune pe om în poziția de a face, de a împlini. Yeah. So we heard the condition that our prayer should be listened to, and there are many more. I believe there are many more. That's why we need to read. As always, we advise you, please read the Bible, but not only read the Bible, but fulfill, try to live what the Bible teaches us. Because when we read, we'll put face to face with the living God, or the living Word of God, and we search ourselves what we need to do. Și și pe această cale profităm și mulțumim lui Dumnezeu, în primul rând, pentru învățăturile Lui și pentru că a deschis această oportunitate binecuvântată de a putea avea harul să vorbim direct cu El, să comunicăm direct cu El prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care a rupt perdeaua și ne-a făcut intrare liberă la Tatăl. And we want to thank God for the opportunity that He has given us through prayer to communicate with God, because after the curtain was broken after Jesus Christ when He gave His life, then you know it was the free entrance for us through prayer through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Așa că binecuvântați sunt toți aceia care, așa cum spune Dumnezeu, dau năvală sau, cu alte cuvinte, profită de această minunată oportunitate de a se ruga lui Dumnezeu și de a cere lui Dumnezeu tot ceea ce au nevoie. Dacă aveți nevoie de mântuire, cereți lui Dumnezeu mântuirea. Dacă aveți nevoie de pâine, cereți lui Dumnezeu această pâine. Dacă aveți nevoie de sănătate, cereți de la Dumnezeu sănătatea de care aveți nevoie. Dacă aveți nevoie de vindecare, cereți vindecarea. Orice aveți nevoie, cereți în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum am auzit, cu credință, chiar cu îndrăzneală, chiar dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, dar prin această primă, întâi rugăciune, arătați că îndrăzneți la Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos, nu în numele propriu și nici în numele vreuneia dintre faptele noastre, căci faptele noastre nu sunt nimic înaintea lui Dumnezeu, dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos îndrăznim la Dumnezeu Tatăl, cerând să ne curățească, să ne binecuvinteze, cerând să ne îndrume, să ne călăuzească, să ne dea lumina ochilor, să ne vorbească El însuși și să ne conducă spre țara spre țara aceea binecuvântată pe numită Noul Canaan și la care toți nădăjduim și ne gândim și la locul acela pe care Domnul Iisus Hristos l-a pregătit. So now we need to thank God for this opportunity that through prayer was given to us to communicate with the Father, and we need to ask Him with boldness in the name of our Lord Jesus Christ, exactly as we heard, for whatever needs we have. Whether we need healing, we ask for healing. If we need food, we ask for food. If we need anything that we need for our lives, we need to ask to God and take advantage of this, because it was for our advantage, and He is our Father in heaven who fulfills the needs of His children. Și încă un lucru despre care aș vrea să mai menționez, să mai subliniez, pentru că deja a fost menționat, rugăciunea aceasta nu poate fi făcută oricum. Adică ce vreau să spun este ca un PS la sfârșit, post scriptum, adică o înștiințare. Ea nu poate... nu poate fi făcută pentru lucruri rele. Nu poți să mergi înaintea lui Dumnezeu ca să-L rogi pe Dumnezeu să te ajute la furat. Nu poți să te duci la Dumnezeu să-L rogi pe Dumnezeu ca să ardă casa vecinului sau să facă accident nu știu cine. Nu este primită înaintea lui Dumnezeu și mare atenție și mare grijă ca
ce spuneți cu buzele sau ce cereți cu cuvintele dumneavoastră, să nu cumva Dumnezeu să lucreze, să se întoarcă chiar împotriva dumneavoastră. Deci mare atenție, binecuvântați și nu blestemați, iubiți și nu urâți. Și cereți lui Dumnezeu lucrurile care sunt după voia Lui, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. So, all the things that were mentioned earlier, but now just as a note at the end, we need to pray for good things. We never shall pray for something wrong. Like, let's say, just pray that somebody's house would burn down or somebody may have an accident or something. God does not listen to this type of prayer. So we need to be very careful that God and his righteousness, if we pray something that is not good, that God will bring those against us if we pray something for something wrong to happen to somebody else. Chiar m-au trecut fiorii când am menționat, fratele Dumitru, faptul că rugăciunea trebuie făcută în numele Domnului Iisus Hristos și Duhului Dumnezeu mă făcea să mă gândesc la anumite aspecte de care unii neștiutori sau răuvoitori ar putea cere anumite lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, le-ar putea cere în numele Domnului Iisus Hristos. Și de aceea vreau să subliniez, să spun mare atenție, nu cumva să ne treacă prin minte să cerem Dumnezeului Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos lucruri care nu sunt după voia Lui. Niciodată să nu zicem, să nu facem sau să zicem ceva care nu este după voia Lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Niciodată să nu facem lucrul acesta, fiindcă diavolul este șiret și ar putea pune în mintea unor oameni această manevră, ca să zic așa, să influențeze în mod negativ pe acei oameni și să ajungă să aibă parte de blestem în loc de binecuvântare. So when Brother Dumitru mentioned about all the prayers shall be done in the name of Jesus Christ, Brother Christian, he said he felt like shivering. I mean, what if there is somebody with no knowledge about God and about the truth of the Bible, or with a shrewd thought, and the enemy put in his heart to ask some wrong things in the name of Jesus Christ? We need to be very, very careful in this direction, because instead the blessing will receive cursed upon us, because if we're not careful and ask something for somebody's wrong, something to happen, somebody's house to burn, somebody to die or something, then instead of blessing, we'll receive the curse. Știm că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, astfel nu cumva să luăm în numele Domnului Dumnezeului nostru în deșert, căci nu va lăsa Domnul nepedepsit pe toți aceia care ia numele Domnului Dumnezeu în deșert, adică să nu cumva să profităm în mod negativ de numele Domnului Iisus Hristos. But we know that we are called to bless and not to curse. He mentioned earlier, but I forgot to translate. And God cannot be mocked. Whatever we do, whatever we sow, we'll reap. So God cannot be mocked, but that don't try to take advantage of the goodness of God and of the prayer in Jesus Christ's name to pray for something that is wrong, because it's going to be for your disadvantage. Și încă un lucru, aș vrea să spun că, așa cum am menționat și fratele Dumitru mai devreme, Dumnezeu aude toate rugăciunile, fiindcă cel ce a creat urechea s-ar putea să nu audă. Dar Dumnezeu nu e obligat să asculte toate rugăciunile. Există poate o astfel de înțelegere în rândul oamenilor că Dumnezeu trebuie să și împlinească tot ce îi cerem noi. Deci nu este adevărat, ci Dumnezeu vrea ca rugăciunea pe care o facem înaintea Lui să fie conformă cu toate punctele pe care le-am auzit astăzi. Și aș mai menționa eu încă unul care se găsește scris în Isaia, în capitolul 1, la versetul 15, dar care este cuprins tot în punctul numărul 1 pe care l-a menționat fratele Dumitru chiar de la început, acolo unde zice că rugăciunea trebuie să fie făcută dintr-o inimă curată. Isaia 1, verse 15,
So it has to do also with the point number one, that we need to do, have to pray in the Jesus Christ name from a pure heart and in truth. And am pierdut prima parte în cererea tale. Prima parte. Da, nu-i problemă. Spuneam că Dumnezeu nu este obligat să ne asculte rugăciunile. Okay. So God listens to our prayers. He hears them, but he does not answer our prayers. He does not have any obligation to answer our prayers if the prayers are not according to his will or the way they should be prayed up. Și versetul spune astfel, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. And we have such an example here, the verse from Isaiah 1:15, where it says, when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Și apoi Dumnezeu vine cu sfatul, cu îndemnul în versetul următor și spune, spălați-vă deci și curățați-vă. So the God comes in the following verse and teaches us, advises us what we shall do. Wash yourselves, make yourselves clean. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Vedeți, bunul Dumnezeu, El este bun, dar El este și drept. El ne învață foarte cu deamănuntul tot ce trebuie să facem. Și vedem că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile dacă ele sunt făcute de oameni care au mâinile mânjite de sânge. Și ca să fim primiți de Dumnezeu, ca rugăciunea noastră să fie primită de Dumnezeu, trebuie mai întâi să ne curățim. Iar unul dintre marele avantaje îl avem prin faptul că putem fi curățiți de toate, fără de legile noastre și de toate păcatele noastre, de sângele Domnului Iisus Hristos, care a fost jertfit pentru toți oamenii, dacă venim la El, dacă avem credință în El, după cum este scris. Amen. So God, our God is a good God, but He also is a righteous God. So we see here clearly He's shooting away his eyes. He would not listen. Why? Because the hands are full of blood. So meaning sinful life. So, but the good news is that if you are sinful, living a sinful life, through the blood of Jesus Christ, you can be cleansed, you can be washed, and made whole and made new if you come with humbleness in front of him. În Psalmul 69, versetul 13, este scris un verset pe care vreau să-l citesc înainte de a recita poezia și el spune astfel, Psalmul 69, versetul 13. Dar eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. Amen. Yeah, amen. So before he's going to start the prayer, he wanted to read Psalm 69, verse 13, where he says, but as for me, my prayer is to you, O Lord, in the acceptable time. O God, in the multitude of your mercy, hear me in the truth of your salvation. Amen. Domnul să ne asculte rugăciunea și fie ca noi să ne pregătim, să ne punem în postura aceea de a putea înălța rugăciuni curate, rugăciuni primite de Dumnezeu. May the Lord bless us and help us to come in such a way that our prayers would be listened to God and answered by God with a pure heart.
Și voi citi spre slava lui Dumnezeu o poezie care se numește Importanța rugăciunii sau însemnătatea rugăciunii. So, the poem is in the same direction about prayer, the importance of prayer. Rugăciune, rugăciune, taină și mister ascuns pentru mulți ce li se pare că-s copii de-ai lui Iisus. Rugăciune, rugăciune, ce mulți azi vorbesc de tine, însă ce puțini sunt aceia care știu ce-i rugăciune. Rugăciunea-i hrană vie, însă pentru cei ce zvii, pentru cei ce în viața asta ei sunt niște mărturii. Fraților, ca om cu simțuri și ca un răscumpărat, aș dori să împărtășim ceva foarte important. După cum în trupul acesta fără aer nu trăim, tot așa și în Duhul nostru fără Dumnezeu murim. Hrana pentru trup cu aer se produce când inspiri și acest aer scoate afară dioxidul când expiri. Aerul oxigenează sângele în organism și tot el, prin alveole, scoate toxicul emis. Și când mecanismul acesta nu funcționează bine, simți cum trupul se sufocă, fiindcă toxicul e în tine. Pentru suflet, rugăciunea este sursa ce hrănește. Sufletul ce-i duh de viață, care în trup el locuiește, și când rugăciunea noastră nu funcționează bine, sufletul e în alertă și mereu tot în suspine. Sufletul e viața noastră și produs dumnezeiesc și pe el îl poți hrăni doar cu cei duhovnicesc. Sufletul atunci se încarcă cu putere și credință când îl simți pe Duhul Sfânt cercetând a ta ființă. De aceea, rugăciunea e un mister foarte ascuns și îl descoperi doar atunci când averea ta-i Iisus, când ești dependent în totul numai de dumnezeire și când ești un răstignit pentru propria ta fire. Rugăciunea este firul direct cu stăpânul tău și stăpânul, ține minte, nu e om, e Dumnezeu. El cunoaște sentimentul, scopul pentru ce îi ceri. El cunoaște tot adâncul ce e ascuns ca un mister. Și în raport de dăruire și de-a ta sinceritate și în raport de conținut și de-a ta maturitate, vei ajunge la o hrană care simți că te hrănește. Vei ajunge la izvorul care în duh te răcorește. Altfel, poți să stai, măi frate, cât vei vrea în rugăciune, dacă nu ești dezbrăcat de tot ce-i deșertăciune. Dacă amesteci conținutul celui sfânt cu cel lumesc, dacă ești cu două fețe ca să pari duhovnicesc, dacă nu știi ce înseamnă prăbușire pe deplin înaintea celui veșnic care este sfânt, sublim, dacă nu scoți idolașii la care mereu te închini, dacă n-ai să ajungi la părtășia pentru care tu suspini. Ai să faci o rugăciune, dar așa, de suprafață, nu o rugăciune adâncă ca să simți că ți dă viață. Dimpotrivă, poți ajunge la o stare și mai rea și atunci și să vrei, n-ai să te mai poți ruga. De aceea, rugăciunea are un timp și vremea ei și are o greutate și o valoare, frații mei. Ea își atinge apogeul când trăim neprihănirea, când iubim pe Salvatorul, când iubim dumnezeirea. Când iubirea cea frățească arde în noi ca și un jar, când tânjim după Iisus și după cerescul har, când trăim în unitate și printr-o sfântă umilință,
când în noi și în viața noastră e o reală pocăință. Atunci știi cum arde focul. Știi cum vasul clocotește. Știi cum simți pe Duhul Sfânt când în toate te întărește. Știi cum pleacă atunci frica și în loc vine credința. Și credința te ridică și aduce biruința. Boala nu te mai înfrică și orice nume ar purta. Boala nu te mai înfrică, orice nume i-ar purta. Căci Iisus, eternul doctor, poate totul vindeca. Și de-o fi îngăduită să ne treacă prin cuptor, acceptăm cu bucurie, căci Iisus e în ajutor. Când e scris în cartea vieții, când te știi asigurat, când ești scris în sulul cărții și când ești răscumpărat, nu-ți mai pasă de ambalajul care-și caută onoarea. Ambalajul e vremelnic. Conținutul e valoarea. De aceea, rugăciunea e profundă, crucială și în drum spre veșnicie ea e foarte necesară. Cine și-a săpat fântâna în izvorul înțelepciunii, cine a cunoscut fiorul și adâncul rugăciunii, cine și-a umplut paharul pe genunchi cu lacrimi sfinte, cine a prețuit în viață ale Domnului cuvinte, o asemenea ființă nu mai umblă după bani, după orgolii, după glorii, după grade, după gustul de ciolan. Nu te mai încântă atunci niciun trai ce-i trecător, te încântă brațul tare a celui ce-i mântuitor. Cauți să rămâi oriunde într-o sfântă părtășie cu Iisus și cu ai Lui și aici și în veșnicie. Și când simți că părtășia se ciuntește uneori, lupți ca un erou pe fronturi să-i aduci a ei valori. Asta înseamnă rugăciune și a ei maturitate. Pocăință, curăție, dragoste și bunătate. Ele sunt surori de cruce sub cerească înțelepciune și a lor hrană consistentă e profunda rugăciune. Doamne, suntem încă trup de carne, suntem încă din țărână. Vrem ca slava ta stăpâne peste noi ca să rămână. Vrem să fim sub ocrotirea brațului tău ocrotitor. Te chemăm în viața noastră ca stăpân și salvator. Vrem cu tine în veșnicie, vrem cu tine și aici. Vrem să fim eroii vremii. Fă-ne tu în duh voinici. Dă-ne sfânta înțelepciune, dă-ne harul tău divin, să fim gata, gata, Doamne, de a te întâmpina. Amin. Amin, amin, slavă Domnului Iisus. Poezia a fost mai lungă și nu m-a lăsat să pun, am încercat de câteva și nu m-a lăsat să pun traducerea. So, praise God, I'm sorry, I tried to post the message of the poem, but it was kind of long and it would not allow me. However, if you want to hear the message or to read about the message of the poem, it's under description. So where you see the video live under description, you scroll down and you're going to see the message of the poem, still about prayer, and may the Lord bless Brother Cristian. Și Doamne să ne binecuvânteze. Nu știu, așa aș mai vrea să stau, facem trei colibri, facem una și bună, ori chemăm pe frate să mai vine să slujească data viitoare, nu știu ce să facem. Cum doriți, deci am primit că mai sunt încă două poezii și o cântare și apoi, sora Ana, poezii, sora Tabita, cântare și fratele Asofronie, poezie, și atunci Domnul să aibă milă de noi și dacă aveți îngăduință și răbdare și puteți să stați, vedem că fratele a plecat, care a fost anunțat pentru rugăciune, Domnul să-l binecuvânteze, știm că timpul este prețios la fiecare. Domnul Iisus să vă binecuvânteze și un retrat, Domnul să vă întărească. Okay. Domnul să vă binecuvânteze. Deci nu știu ce să facem, să rămânem, veniți data viitoare, nu știu cum. Oricum, frate Dumitru, vă mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul să vă întărească, Domnul să vă sprijinească și să vă binecuvânteze familia și ajutorul Domnului, vom mai comunica. Amin.
thank Pastor Dumitru. He needs to leave. May the Lord bless him, and we thank him for coming and sharing the word of God with us, and may the Lord help us take it to heart and fulfill in our hearts. Amen. Atunci o să lăsăm pe surori să cânte și atunci vom încheia după aceea cu o rugăciune. Doamne să ne binecuvânteze. Poezii, cum s-au anunțat, sunt două poezii, ok, și o cântare, sora Ana, sora Tabita și fratele Asofronie, ok. Deschideți microfonul, sora. Deci care îmi dorește să cânte, deschideți microfonul? Ok, Sorana, ok. În Psalmul 41 citesc: ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrășmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate bolile lui. Aceste versete, cu ajutorul Domnului, le-am experimentat de mai multe ori și ultima dată a fost chiar duminică, când am avut cina Domnului, aveam niște dureri mari în partea stângă, datorită unui anevrism sau hernie de arteră splenică. E ceva foarte delicat, foarte periculos, dar Dumnezeu s-a îndurat și a făcut în așa fel ca la cina Domnului să simt cercetarea Domnului și nu mai am durerile care le-am avut, slavă Domnului, și știu că totul este în mâna Domnului. Am scris niște versuri pe care vreau să le citesc spre slava Domnului. Depind de tine, Domnul meu, în toate cu întreaga-n viață. Smerit, umil, să fiu mereu, tu-mi dai nădejde și speranță. Trăiesc prin tine, numai tu îmi dai suflare vieții mele și ceasul inimii doar tu îl faci să bată în vremuri grele. Îndrăgostită sunt de cer să ajung la tine mai curând. Acolo lacrimile pierd și greul de pe acest pământ. Să te slujesc aș vrea mai mult, doar voia sfântă fie în toate. Mai mult să cânt, să te ascult, prezența ta în vorbă și în fapte. Și când mă rog, vreau să te simt, să-mi torn din dragostea divină, candela inimii oricând de unde lemn să-mi fie plină. Da, pentru toate îți mulțumesc, de fiecare zi din viață. Aș vrea să spun și să vestesc de izbăvirea ta măreață. Prin valuri eu când am umblat, prin încercări și prin cuptoare, când lutul mi-a fost frământat și nu vedeam nicio salvare, când solul morții a încercat de cei dragi ca să mă despartă, doar mâna ta l-a îndepărtat și de la moarte am fost salvată. O, ce minune, ce îndurare, cum aș putea să-ți mulțumesc? Prin bunătatea ta cea mare, prin harul tău cel sfânt trăiesc. Da, pentru mine orice secundă e un dar primit din mâna ta. Fă mulțumirea-mi să pătrundă la tronul sfânt pe al tău altar. Nici când nu pot să-ți mulțumesc de ajuns pentru iubirea toată, dar vreau să spun că te iubesc și aștept venirea ta, cum tată. De aceea, când o să mă iei, nici unghie să nu rămână, să mântuiești pe toți ai mei, să fim cu tine împreună. Poporul cel răscumpărat și cu întreaga adunare, să fim cu marele împărat atunci la marea sărbătoare. Mireasa
strigă Maranata și Duhul strigă tot la fel. Ajută-ne să fim toți gata. Vino, o scump Emanuel. Slăvit să fie Domnul. Vreau să mai menționez că fac parte dintr-o familie numeroasă. Domnul ne-a binecuvântat cu 10 copii, dintre care primii 8 sunt băieți. Avem și 8 nurori, avem 32 nepoți. Așa că avem o familie formată din 52 de persoane, slavă Domnului. Domnul să unghie să nu rămână aici, sau în Babilon, ci toți să fim mântuiți. Amin. Domnul să vă binecuvânteze întreaga familie și, cum ai zis, nici o unghie să nu rămână, absolut. Și aceasta este rugăciunea noastră, atât pentru familia noastră, cât pentru orice suflet care, de ultimii 8 ani care suntem în lucrarea aceasta, orice suflet care a fost scrise pe toate caietele acestea, nici o unghie să nu se piardă în numele Domnului Iisus Hristos. So, Sister Anna, she shared the testimony how God healed her as she suffered from a illness. I could not catch all the names of the illnesses, but God healed her of the Holy Communion. And also she shared, she wrote like a poem, and was no translation on Google, but she wrote a poem desiring the presence of the Lord and the prayer that when Jesus Christ will come, will return, that none of her family members be lost. She says she has 10 children, and the first 8, I believe, they are boys. And I think, I don't know, 8 daughters-in-law and 40 grandchildren, 40 de nepoți, no? 40? Approximately 40. 32 de nepoți. Ok. Domnul să dea 42, dar. Sau 32 grandkids. May the Lord bless her and be with her. Amen. Praise God. Ok. Următorul. Lăuda să fie Domnul. Amin, amin. Cântarea este scrisă după Luca 17:10. Robal tău cu adevărat, Doamne, vreau să fiu, să mă las mereu lucrat de cuvântu-ți luminat, ca să port mai luminat chipul tău cel viu. Să mă las mereu lucrat de cuvântu-ți minunat, ca să port mai luminat chipul tău cel viu. Voia ta s-o știu de plin, Doamne, în orice loc, ci s-o pot primi senin, fără murmur și suspin, necurmat să-i spun amin, cu întregul foc. Și s-o pot primi senin, fără murmur și suspin, necurmat să-i spun amin cu întregul foc. Să mă folosești oricând, Doamne, după plac, pe cărarea ta umblând, lucrul tău mereu făcând, și cu-n duh smerit și blând, să te înalți în viață. Pe cărarea ta umblând, lucrul tău mereu făcând, și cu-n duh smerit și blând, să te înalți în viață. Robale tău, cum tu dorești, Doamne, să rămân, Duhul să-mi-l întărești, sufletul să-l curățești, să te știu mai mult cum ești, tu al meu stăpân. Duhul să-l întărești, sufletul să-l curățești, să te știu mai mult cum ești, tu al meu stăpân.
stăpân. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul, glorie Domnului Iisus Hristos, fratele Vasile, și bun venit și să, celor care ați venit acum noi cu noi, Domnul să vă binecuvânteze. Lăudați să fie Domnul. Amin, amin. Praise God. Aș dori cu ajutorul Domnului să ascultăm dintr-o poezie bine cunoscută, se cunoaște de toți creștinii, dar așa după cum în seara aceasta am ascultat cuvântul Domnului, am vrea să ascultăm câteva cuvinte despre această carte minunată, Biblia. Din mii și milioane de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice pe lume e cartea vieții sfântă, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem tot ce s-a făcut, în ea se oglindește viitorul și sutele de veacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și îi spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte, ea e cuvântul celui veșnic sfânt, e taina lucrurilor prea curate ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea asta plină de îndurare îmi spune mie că sunt păcătos, că și eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu muri Hristos. O, câtă pace, câtă fericire în cartea asta sfântă am găsit! Oceane, mări și flumii de iubire în sufletul meu gol am regăsit. Viața mi-a umplut-o de lumină și în peptul meu un șer întreg a pus. M-a ridicat din pulbere și tine și mi-a îndreptat privirea spre Iisus. Mi-a dat putere să iau crucea în spate, mi-a dat ce alte cărți nu pot să-mi dea, belșug de pace și de bunătate am câștigat mereu citind în ea. O, carte sfântă, Biblie divină, te-oi adora și te-oi dori mereu, pe calea îngustă tu ne ești lumină și pașii mi-i îndrept spre Dumnezeu. Prin cartea asta poți avea iertare și tu, ascultătorule iubit, și viața ta va fi o binecuvântare, așa cum tu nici când nu te-ai gândit. Și vei vedea că-și Domnul e iubire și îl vei vedea lucrând în viața ta, descătușat de pofte și de fire, pe el cu bucurie îl vei urma. Deci, nu respinge harul mântuirii, nu refuza chemarea și o auzi, întoarce-te din bezna rătășirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi, că-și soarele și luna vor dispare, se vor topi și ceruri și pământ, dar neclintit rămâne-va în picioare în veci de veci al Domnului cuvânt. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Praise God, amen, amen, praise God. So this time I just posted the link of the poem. So if you go there, I'm sure it will give you the translation. Because it would not allow me, if it's too long, for some reason, it's not allowing me to comment on my own video. So pentru ceva motiv, nu mai mă lasă să coment, să scriu la mine, măcar că este video nostru, dar nu știu care este motivul de setările. Le-am pus eu, sora Olte. Le-am pus eu pe ambele. Da. Mă bucur, mă bucur. Și în ambele limbi. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Okay. Slăvit să fie Domnul. So we thank God for everything. So Brother Christian was able to post the message of the poem that Brother Vasile recited. Glory to God. Mulțumim Domnului pentru această zi măreață și binecuvântată care m-a avut. M-a avut fraslujitori care au slujit, au trebuit să plece. Diferența de fus orar nu este ușor. Dar cu bucurie am primit și frații noi care au fost cu noi și Domnul să ne binecuvânteze. Ne pare rău, fratele Ghiță, a trebuit să plece, Ghiță Vaipan, a trebuit să plece, dar data viitoare sperăm că Domnul va ajuta să fie cu noi, Domnul să-L binecuvânteze. Vrem să mulțumim Domnului. So now we want to thank God for everything that He has given today. We have awesome preaching from
Brother Dumitru, Pastor Dumitru from Romania. A short message from Pastor Raj because he came late. He had some local ministry there that he needed to take care of. So we started late. He needed to leave. Nevertheless, the message to Brother Christian, the poems, the songs and everything. And in all things, we want to give God the glory because he's the only one that deserves all the glory. And we want to come with thanksgiving in front of him for everything that he has done for us today. And we'll conclude with a prayer just in Romanian, and we pray for the situation of the people. We're not going to name the people, just pray in assembly, and may the Lord be with us, and we'll see you next time. Să cu ajutorul Domnului vom încheia cu o rugăciune, dacă poate fratele Vasile să încheie cu o rugăciune, de mulțumire înaintea Domnului pentru tot ce a fost și dacă poți să cuprinzi în rugăciune și persoanele care sunt bolnavi, Domnul să lasă vindecare, liberare, să lucreze în familie și așa mai departe. O rugăciune de mulțumire și vom încheia. Nu voi traduce, am explicat deja că nu voi traduce. Okay. Tatăl nostru care locuiește în cerurile preanalte și din înălțimea slavei tale privești la noi jos pe pământ și în seara aceasta ai privit cu milă, cu bunătate, cu dragoste și cu îndurare prin Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos și ne-ai binecuvântat acest mănunchi de suflete, frați și surori, care am venit în momentul acesta de seară înaintea ta să ascultăm cuvântul Evangheliei tale, să lăudăm numele tău prin cântare, prin poezie, să ne rugăm prin rugăciunile noastre și de aceea, Doamne Iisuse, în seara aceasta, te rugăm să mijloșești la Tatăl pentru noi, ca rugăciunile noastre să ajungă la Tatăl în ceruri, ca o jertfă de un bun miros și plăcut înaintea ta și lucrarea care s-a făcut în seara aceasta în locul acesta să fie pentru slava și mărirea numelui tău. Te rog să binecuvintezi toți frații și surorile, să binecuvintezi frații și surorile care se ocupă de grupul acesta, de transmisiunea aceasta, Doamne, lasă îndurarea și binecuvântarea Ta peste toți cei care se ostenesc pentru a se răspândi cuvântul Evangheliei Tale la toate persoanele care încă nu Te cunosc pe Tine și care nu Te-au primit pe Tine ca Mântuitor și ca Salvator. Dorința noastră este ca ceea ce s-a făcut în seara aceasta, în locul acesta, cuvântul Evangheliei Tale, cântările de laudă, poeziile, Doamne, să ajungă în inima oamenilor și oamenii care nu Te cunosc pe Tine, să se întoarcă din calea lor, să se întoarcă, Doamne, din viața lor care nu-i după voia Ta și să primească în dar iertarea prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm acum, binecuvintează și frații și surorile care sunt bătrâni, bolnavi, neputincioși, care stau într-un pat de suferință, într-un spital și care în seara aceasta ar fi dorit și ei poate să fie împreună cu frații să se roage și nu pot. Te rugăm în bunătatea Ta cea mare să privești prin Fiul Tău, Iisus Hristos, și către durerea și suferința din trupurile lor, dar mai întâi de toate Te rugăm să lași, Doamne, credința aceasta și nădejdea că sunt iertați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să vindeci starea sufletească și apoi, în bunătatea Ta și mare, să Te înduci de trupurile celor care sunt bolnavi, Doamne, și să lași vindecare după sfântă voia Ta, după planul Tău și pe hotărârea Ta. Mulțumesc încă o dată, Doamne Iisuse, pentru toți frații și pentru toate surorile care în seara aceasta am fost împreună și Te rugăm să căpătăm îndurare și trecere înaintea Ta. Acum, la despărțirea noastră, Te rugăm să fii cu fiecare din noi în parte, Doamne, în casele noastre, în familiile noastre. Binecuvântarea Ta să rămână peste noi, peste toți cei dragi ai noștri. Și în noaptea aceasta, Doamne, să ne odihnești în liniște și în pace, să ne ocrotești viețile noastre, casele noastre, familiile noastre, țara unde stăm fiecare în parte, Doamne, să fie ocrotită de Tine și pentru toate vrem să-Ți aducem mulțumire. Toate acestea le-am cerut și ne-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin, amin. Slăvit să fie Domnul și ne credem că și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Este ceea ce Domnul ne-a confirmat de fiecare dată când noi venim înainte lui El, ascultă rugăciunile. Și Domnul să ne ajute, amin, să înțelegem aceste adevăr. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvânteze, deci cu ajutorul Domnului, serviciu din ziua de astăzi, că nu facem programe, ci lăsăm Duhul Domnului să lucreze, atât pentru poporul nostru român, cât și pentru alții, 1, 2, 10, 20, câți Domnul are în vedere să-i hrănească prin cuvintele acestea, prin traducere, Domnul să-i binecuvânteze. Adeseori oamenii primesc mai mult dacă e dintr-o altă limbă. Sunt curioși ei să vadă ce se petrece. Și cum Dumnezeu îl folosește pe fratele Raj pentru ultimii 8 ani,
pentru poporul român, deci 90% cam suntem români pentru care lucrăm. Și tot la fel credem că Dumnezeu lucrează și la alte suflete și Domnul să se îndure și să continue să lucreze după sfântă voia Lui. El este Cel care duce sufletele. El este Cel care direcționează. Asta este lucrarea Lui. Duhul Sfânt este Cel ce lucrează. Noi doar semănăm sămânța. Și Duhul Domnului continuă și lucrează. Slavă Domnului Iisus! So I want to thank God. If you're here and you are listening, most of the, everything happens in Romania. Because we are working with 90% Romanian, but I try to translate the best I can, or try to share the messages, the poems or the songs, so you can understand. We want to thank you, and you are welcome you in the great family of Christ, and how good it is that in kingdom of heaven, and in heaven there's not going to be language difference, language barrier. We're going to be just one body of Christ, and with our Lord Jesus Christ, looking forward for the coming of Jesus Christ, where language is going to be no barrier. We're going to be speaking the same tongue. Hallelujah. Glory to God. Așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos în limba. Nu va mai fi o barieră, ci vom vorbi toți o limbă. Hallelujah. Glory lui Iisus. Amin. Slavă. Închidem, vom închide acum acest serviciu și Domnul să vă binecuvânteze și vă așteptăm la părtășie cu noi. Părtășii avem, nu intrăm live în fiecare miercuri dimineață și vineri dimineață începând de ora 6 ora României, ne adunăm pe Room, adică pe Facebook, vă uitați la mine pe pagina, acolo se vede un link, doar apăsați acolo, începând de la ora 6 ora României, Statele Unite și Canada, va fi o seară înainte, deci luni seara la ora 8 Pacific, Canada și Statele Unite, și joi seara, la fel, la ora 8 Pacific, 8 seara Pacific. Și de asemenea, joi seara, cei care nu aveți biserică locală, nu puteți să mergeți, vă invităm cu noi pe Zoom, același link care este aici pe Zoom, nu intrăm live, doar la părtășie, între noi comunicăm, ne cunoaștem, ne rugăm, cântăm și așa mai departe. Restul peste săptămână, soțul intră cu mesaj doar pentru frații români, marțea și vinerea, fratele Raș cu traducere, venim miercurea, luni avem rugăciune pentru bolnavi și mai departe, sâmbătă, același lucru, ne venim cu, în slujire, venim cu biserica în casele dumneavoastră și Domnul să vă binecuvânteze. So those that are with us for a long time, you know our weekly schedule, and we see you, so with the Romanian translation, we have Monday, Wednesday and Saturdays. May God bless you and be with you. Amen. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Harul și pacea. Fiți binecuvântați cu toți. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.